Doamnelor, domnilor, Arhiva Suferinței vă pășește pragul de la această oră. Arhiva Suferinței pentru numele Domnului Iisus Hristos sau Școala Suferinței, așa cum îmi sugera să numesc emisiunea chiar invitatul care prilejuiește întâlnirea de astăzi, Nicolae Moldovean. Am avut ocazia să-l auzim vorbind despre Domnul Hristos, despre cei dragi și apropiați inimii, despre muzică, poezie, despre artă în general. L-am ascultat povestind despre oameni, locuri și evenimente, depânând amintiri despre alți credincioși români din generația domniei sale sau mai tineri, toate gândurile concentrându-se pe slujire și tăria de a sta neclintit în fața persecuțiilor comuniste și nu numai din nefericire. Cuvântul lui Dumnezeu a avut și continuă să aibă dușmani și împotrivitori. Dar nu despre asta vom vorbi noi în primul rând la Arhiva Suferinței cu Nicolae Moldovean. Deja vă invităm să ascultați conversație pe care am avut-o în iarna anului 1995 la Sibiu cu Nicolae Moldoveanu, cu doamna Elena Moldoveanu, cu fiica domniei sale, Daniela, și cu nepoțica, Cristina. Pentru cei cărora numele Nicolae Moldoveanu nu vă spune nimic sau aproape nimic, vă invit să acordați credit acestui serial Arhiva Suferinței. Veți auzi povestea unui om pentru care slujba Domnului este viața credinciosului. Numai atât trăiește cât lucrează. Cu siguranță că cei îmbogățiți veți fi chiar dumneavoastră, îmbogățiți cu mai multă răbdare, blândețe, smerenie și dragoste pentru Mântuitorul. Sunt câteva virtuți care l-ar putea defini pe Nicolae Moldoveanu, de care sper să ne molipsim și noi. Să începem să-l cunoaștem așadar pe Nicolae Moldoveanu. Am venit pe lume prin hotărârea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a cuprins în planul său. Mi-am dat seama mai târziu de lucrul acesta, când am venit la credință sau prin credință la Domnul Iisus Hristos. Și dacă Dumnezeu s-a îndurat de mine, aș vrea să fiu folositor, să nu împiedic cu nimic gândul lui Dumnezeu. Atât pe plan fizic, cât și pe plan spiritual, este lucrarea lui Dumnezeu. M-am născut în anul 1922, ziua de 3 februarie, în comuna Movileni, județul Tecuci, era pe vremea aceea, astăzi este județul Galați, pe malul Siretului, aproape de Tecuci, aproape de Mărășești, aproape de Focșani. Între aceste localități se află satul nostru. Mama, născută în comuna Ciușlea, peste Siret, pe malul celălalt, în județul Putna, dar numai Siretul ne despărțea, deci vreo 2 km, 3. Se chema Ruxanda Stancu. Tatăl meu, Ion sau Ionică Moldoveanu. Erau credincioși în satul dumneavoastră? Nu erau alți credincioși decât în Biserica Ortodoxă. Tatăl meu a avut o înclinare spre cele religioase, cum se spunea, de tânăr. Mergea regulat la biserică, cânta la strană împreună cu cantorii sau cu dascălii, cum se spune în Moldova, și îi plăcea să citească mult literatură religioasă, ce era pe atunci, Viețile Sfinților, diferite cărți de teologie populară. Tatăl meu, casa nu era terminată, el a lucrat la terminarea ei, la finisarea ei. Mi-aduc aminte că eram de 2 ani și ceva, mi-a făcut un cărucior, un căruț așa de copii, cum a tăiat roțile dintr-un butuc, dintr-un trunchi rotund, i-a dat gaură cu un sfredel și era plăcerea, bucuria mea. Deci mi-aduc aminte ca prin vis de lucrurile acestea.
Tatăl meu s-a îmbolnăvit apoi, a răcit, a fost în luncă, așa, și nu știu ce s-a întâmplat, a căzut în apă, era iarna, și a răcit, s-a îmbolnăvit de plămâni și a bolit așa vreo 2 ani, 3, și a murit în 1925. Deci când eu eram de 3 ani și jumătate. Mi-aduc aminte când era el bolnav, citea, se abonase la o revistă în Sibiu, Lumina Satelor, scoasă de părintele Trifa, care a înființat Oastea Domnului, și cu un prieten de-al lui din sat. Și mie îmi plăcea tare mult să mă uit peste cărțile care le citea tatăl meu. Aveau diferite desene. Eu, fiind copil, mai rupeam câte o foaie, dar tatăl meu nu mă bătea, mă iubea tare mult și le lipea cu usturoi. O metodă a lui. Sau așa sunt. Era pe atunci, când nu erau așa ceva de lipit ca astăzi. Se pricepea la multe lucruri. Lucra și îmi făcea ghetuțe. Avea scule de cismărie, avea scule de tâmplărie, el a făcut și sobele în casă. Era foarte priceput, că și astăzi sunt scaune, și îmi făcea și ghetuțe. Era un om foarte bun, mergea regulat la biserică, stătea de vorbă cu prietenul cu care se abonase la revistă, își comandase diferite cărți religioase de la București. Și știu că a sosit o psaltire, și acum o păstrez, și el a scris acolo cu mâna lui, a legat-o, că era numai broșată, și a legat-o în pânză roșie. O păstrez, e singura, așa, cu carte cu care are însemnări de ale lui. Așa am deschis ochii într-o casă religioasă, într-o casă unde se cânta cântări de la biserică, și mă ducea și pe mine la biserică, mama mai ales, după ce a murit tatăl meu. M-a dus regulat la biserică, era un cantor, un dascăl, cu o voce deosebit de frumoasă, parcă nici n-am mai auzit, sau mi s-a părut mie. Cânta foarte frumos cântările de la biserică, muzica asta bizantină, cum se cântă și acum în Moldova și în Muntenia. Și fredonam și eu, așa, se prindeau. Pe urmă, mai erau, acum probabil că anticipez, dar mai erau și în sat niște formații de așa, muzicanți lăutari, fanfare și chiar și cu viori unii, care cântau la nunți sau la jocuri în zile de sărbătoare. Pe mine așa mă pătrundea muzica și învățam cântările așa, fără să-mi dau seama, le fredonam, deși eram copil. Se vede că Dumnezeu a sădit acest dar al lui din fragedă pruncie. Apoi, dacă tatăl meu a trecut din viața aceasta, eram de 3 ani și jumătate, era iarna, în decembrie sau noiembrie, dar oricum era zăpadă. Știu că atunci au venit mulți din sat. Mi-aduc aminte că în ziua când a murit, așa era obiceiul acolo, probabil și astăzi, că ia mortul și îl scaldă într-o vană, într-o albie așa. Și știu că au venit vecinii, 2-3 vecini, și l-au luat din pat, l-au dezbrăcat, eu copil, pe acolo mă uitam ce făceau, și apoi l-au pus în sicriu, în fine. Și au venit multe lume la privechi, așa, și aveam un unchi, îl chema Mitruță Bejan, Moș Mitruță îi spuneam. Și el zice, nepoate, vină încoace, mă lua pe genunchi, hai să te învăț rugăciunea Tatăl nostru. A început să mă învețe și acum văd locul unde era în cameră. Casa noastră nu s-a schimbat. N-a avut cine să o mai schimbe, a rămas tot așa.
Și de atunci n-am mai uitat rugăciunea Tatăl nostru. Mama citea și ea din când în când în cărțile religioase, care le aveam o bibliotecă cu câteva zeci de cărți. Cum era mama dumneavoastră? Povestiți-ne câte ceva despre ea, descrieți-o. Mama era o femeie frumoasă, adică cine ar putea să spună că mama lui a fost urâtă? Era o femeie frumoasă, blândă, cânta încet și frumos. Îmi plăcea tare când cânta ea așa pe la sobă, pe acolo, sau când torcea. Și eu mă jucam și cu sora mea, dar sora mea era mai mică. Mă jucam prin casă pe acolo și dacă mama a rămas văduvă, nu prea a mai cântat. Când și când mai cânta, mai ales când torcea sau împletea la ceva ciorap sau flanele. Și așa îmi plăcea, nu ziceam nimic și ascultam cum cânta. Cânta frumos, dulce, avea o vibrație plăcută. Mă mai certa, că nu eram eu chiar cu minte. Mă mai certa, dar când m-am făcut mai mare, apoi mai și bătea, mai dădea câte o palmă. Dar, în general, era o femeie blândă. Tatăl meu nu m-a bătut, adică nu n-am avut când să mă bată, că el nu mai putea de dragul meu, eram copil. Și băiat. Și băiat, da. Și așa a citit într-o zi mama într-o carte, Intrați în oastea Domnului. În cartea aceea erau multe desene, multe poze din astea, cum îi spuneau. Una din ele mi-a atras atenția, adică două, dar în primul rând una. Era o ușă deschisă în două uși deschise, unde intra mult popor. Înăuntru se vedeau niște flăcări, flăcările iadului. Și pe ușa aia intrau oameni, bărbați și femei, cu sticle în mână, cu bețivi și așa, strigau. Eu întreb pe mama, mamă, ce fac oamenii ăștia? Unde se duc? Zice, ăștia sunt oameni care sunt răi, sunt păcătoși, bețivi și ei merg în iad cu viața asta lor, cu faptele lor, cum mi-a explicat și dânsa așa. Și de o parte era diavolul și de o parte moartea la ușile astea. Și se duc în iad. Pe mine atâta de tare m-am îngrozit flăcările alea, le dădeam așa o amploare deosebită. Dar pe partea cealaltă, pe pagina următoare, era o ușă în formă de cruce și vreo 3-4 oameni mergea pe un drum șerpuit după ce au intrat prin cruce și în spate se vedea așa ca o cetate cu turnuri și cu pomi, și întreb, da, mamă, dar ăștia unde se duc oamenii ăștia? Ce ăștia se duc în rai pentru că sunt oameni buni, ei ascultă de Dumnezeu și Dumnezeu îi duce în rai. Eu mă uitam și la o poză și la cealaltă și ziceam, parcă îi vedeam vii, ferice de voi că ați putut să mergeți pe calea aceasta, tare doresc și eu să merg pe o asemenea cale. Aveam vreo 6 ani. Școala, unde ați început-o? În sat. Școala am început-o în sat. Mama s-a recăsătorit după un an de zile. Știu că numai o vară parcă a stat singură. Și a doua vară s-a recăsătorit. Avea 2 copii, aveam pământ de lucrat. Mama cu 2 copii, greu, se ruga de rude. Și s-a recăsătorit cu un om din sat care n-a mai fost căsătorit. Cam de aceeași vârstă. Dar omul acesta, în comparație cu tatăl meu, era aspru, deosebit de aspru și necredincios. Era un om cu totul care nu ținea el la partea religioasă. Înjura, bea, mai fura, mai... De multe ori a vrut să plece de la noi, să plece iarăși. Și își încărca căruța, avea o căruță cu 2 cai, și își mai aduse să-și el niște lucruri și le-a pus, și iar le-a dus la părinții lui, și iar le-a dus, și iar le-a dus. Așa, adică era asta. Și
Deci n-am văzut o bună înțelegere între ei. Când au fost mai bătrâni, da. Însă le-au venit și lor copii. Mama a avut vreo 15 copii în total. N-au trăit toți, numai vreo 6. Și eu aveam un prieten, Vasile îl chema, cu 2 ani mai mare ca mine. Și era toamna, pe la începutul lui septembrie, nu știam eu lunile așa și... Dar într-o dimineață m-am dus la el, că era peste drum, și întreb pe mama lui, care era prin curte, unde-i Vasile? Hei, zice, Vasile de azi încolo este la școală. Cum la școală? Dar de ce? Dar eu de ce nu mă duc? Păi tu ești mai mic. Și am început să plâng. Dar eu cu cine să mă mai joc acum? Nu m-am mai dus acasă până n-a venit Vasile de la școală, la amiază. Și când a venit el, îl văd cum vine de la școală și intră pe poartă, așa oarecum, față de mine, eu eram mai înapoiat. El fusese o jumătate de zi la școală și era acum, sigur că mai deștept. Și unde ai fost, Vasile? La școală. Dar ce ai văzut-o acolo? Acum eu vorbeam moldovenește, aveau alt farmec cuvintele atunci. Și... Puteți să vorbiți și acum moldovenește? Nu mai pot vorbi. Și zice, am văzut, acolo am văzut băieți mulți și am văzut o tablă neagră pe care se scria cu creta albă. Și ce ai mai văzut? Am văzut pe domnul învățător. Vasile, viu și eu cu tine la școală. Când te mai duci? Păi zice, după masă. Dar ce trebuie să faci ca să mergi la școală? Păi, zice, trebuie să ai batistă și traistă pentru cărți. Eu când am auzit asta, m-am dus repede la mama, era în curte, tatăl meu ăsta nu era acasă, mama Melița, adică, nu știu dacă știți ce e Melița, se zdrobea cânipa cu un aparat, așa, cu un instrument, Melița îi spunea. Mamă, mă duc la școală cu Vasile. Cum să te duci la școală cu Vasile, dar tu ești mai mic. Mamă, și am început să plâng. Dacă am traistă și batistă, eu pot să merg la școală. Dă-mi, te rog, traistă și batistă. Nu îți dau și nu m-a repezit. Eu m-am dus, am scotocit printr-o ladă, am găsit o batistă, am găsit și o traistă de cânipă, mi-am pus-o de gât și... Stăteam la poartă, așteptam să vină ora când copiii începeau să treacă la școală și cum satul nostru era dintr-o stradă compus, adică atâta avea pe deal acolo, să vină copiii să meargă la școală pe la poarta noastră. Și cu Vasile și am mers și eu la școală. Ne-am dus la școală pe vale, pe malul Siretului. Acolo era o casă transformată în școală. Erau copii acolo, o masă în curte, unde era un domn, învățătorul, domnul Ioniță îl chema, un blând. Și eu m-am tot apropiat de masa aia, el scria pe un catalog, acolo pe un registru, și împărțea și cărți. Și mi-aduc aminte că pe masa aia erau și gume din astea de șters, radiere. Și au căzut câteva pe jos și eu m-am aplecat repede, le-am scuturat de nisip și le-am dat. Și el a mulțumit și le-am pus acolo. Și i-am spus, domnul învățător, eu vreau să fiu și eu la școală. Păi cum te cheamă pe tine? Păi mă cheamă, și i-am spus cum mă cheamă, moldoveanul, Niculai. Câți ani ai? Păi am 5 ani jumate, 6 împlinesc la iarnă. Ești prea mic. Domnul învățător, da, uite, Vasile, și am început să plâng, Vasile s-a dus, se duce la școală și eu nu mai am cu cine să mă joc. Vreau să vin și eu. Du-te, vină cu părinții. Am venit acasă, ai mamă la școală, că uite, vrea să... Mama nu a vrut. A venit tatăl meu, de pe unde a fost plecat, și a venit el la școală. Învățătorul, dacă a zis... tatăl ăsta Vitrig, că pot să mă duc, m-a scris și pe mine acolo. Am terminat școala din sat și am învățat bine, cât puteam eu, dar
Știu, mi-aduc aminte de un episod. Aveam de învățat clasa întâia, pe din afară sorcova vesela și încă ceva. Eu am învățat-o și ne-a pus pe toți să spunem, pe rând. N-a știut nimeni să o spună, sau spunea greșit și eu am spus-o. Toți rămâneți la rest, numai Moldoveanu se duce acasă. Eram două clase într-o cameră, era și clasa a patra. La clasa a patra, nu știu ce lecție a avut, că i-a oprit pe ea la rest. Și mi-a dat drumul mie singur acasă. Eu, voios și viteaz, mă întreabă oamenii de pe stradă, dar unde sunt ceilalți copii? Au rămas la arest, că nu n-o știut lecția. Și m-am dus acasă să spun mamei și lui tata asta. Da, zicea tatăl meu, dar și pe tine trebuia să te țină la arest, pentru că și tu ai rupt sau ai șifonat, n-a spus el, ai boțit, ai boțit foile. Eu, în loc să mă laude, am tăcut. Când ați învățat muzica prima oară, în ce clasă? Am început muzica, nu se spunea muzica, se spunea la ora de muzică, se spunea cântul, la cânt. I-a pus, am învățat prima dată, a ruginit frunza din vii, apoi pe al nostru steag e scris unire. Am învățat apoi imnul regal, apoi 10 mai erau cântările care trebuia să le știm și apoi multe cântări din școală. Îmi plăceau tare mult cântările. După ce am terminat școala primară, ne gândeam că unii din colegii mei au plecat din sat la oraș să învețe meserii. Unul la croitorii, altul nu știu pe unde. Și eu am spus la mama, mamă, eu vreau să mă duc și eu să învăț ceva în lumea asta. Dar tatăl ăsta al meu, Vitrig, zice, știi ce? Eu am făcut armata la marină, la Galați. Să te duc acolo, copil de trupă, ca să înveți o meserie, croitorie sau ceva. Bine, mă duc. Eu voiam să plec de acasă să scap, că mă bătea și, în fine. S-a dus el până la Galați, n-a reușit, n-a făcut nimic. Însă mama avea un frate în Ardeal aici, la o unitate militară, era plutonier major, în biroul generalului. Era un om foarte așa dotat, a scris și două cărți și când vine el în concediu, venea totdeauna și la noi acasă. Venea la părinții lui peste Siretul, dar venea și la noi, de ne facea o vizită de două zile. Și mama îi spune, îl chema Alexandru, bădița Alexandru îi spunea. Bădiță, ce zici de culai, că așa zicea mama? N-am putea noi să-l ducem, să învețe și el ceva, să intre la liceu acolo unde ești. Zice, ba da, era vara, la toamnă să viu și să-l iau. Era în anul 1934. Toamna a venit, după ce a cules vie, că aveam vie, și i-a pregătit un butoiaș cu vin ca să-i dea așa ca... Și m-a luat și m-a dus de acasă. Mi-a făcut un carnet de tren, ca și când, așa, să nu mai plătesc trenul. Și am ajuns la Sfântul Gheorghe, în Secuime. Era o unitate militară, centru de instrucție al infanteriei, era o unitate de vârf. Și acolo el voia să mă ducă la liceu, dar pentru că unitatea aceea nu primea copiii de trupă și să-i ducă numai la liceu, ci trebuia să intre la muzică, să facă ceva practic. Și de acolo, de la muzică, să urmez și liceu și așa. Și m-am rolat în muzica militară de acolo. Pentru mine a fost ceva ce nu m-am gândit.
Când am auzit eu prima dată sunetele altfel decât le auzeam la lăutare din sat, cum am auzit? M-a dus unchiul ăsta al meu în curtea cazărmii și treceam pe o alee într-un pavilion la etaj, acolo era sala de muzică. Și auzeam cum ei suflă, fiecare sufla ce voia, făcea așa exerciții individuale. Dar mie sunetele astea, fel de fel de sunete, instrumente mai deosebite decât, așa m-a atras, așa mi-a plăcut. Era la etaj, mă dăm primire la șeful muzicii, era un locotenent, neamț era el. Ghehan Andrei îl chema. Mulți copii de seama mea și mai mari ca mine și subofițeri care erau deja profesorii și alcătuia muzica și ei învățau și pe ceilalți mici. Și așa m-a introdus. Pe mine m-a dat în primire la un profesor din acesta ca să mă învețe. Pop Ioan îl chema, era subofițer. Zice, moldoveanu, era o tablă neagră, ca și la școală. În colț, acolo la sala muzice, sala muzice era mare, dar într-un colț era tabla neagră cu portative pe ea. Zice, moldoveanu, tu știi ce e o pâine? Știu. E ceva așa, uite, rotund, așa, așa. Zice, și el face pe tablă cu creta ceva rotund. Asta e pâine. Dar dacă tai pâinea asta în două, câte bucăți îți dă? Păi două jumătăți. Bun, uite ce moldovean, nu mai vorbim de pâine acum. Noi, în muzică, trebuie să învățăm note. Și notele acestea muzicale au valorile lor. Și am explicat acolo, o pâine, o notă întreagă din asta, ține până numere la 4. Ei, dacă numere până la 2 și o tai în 2, și așa m-a învățat el câteva zile, așa, notele acestea. După aceea, văd că într-o zi vine cu un fel de scaun înalt, așa, și cu două ciocane de lemn. Zice, bați cu ciocanul un ciocan și miști piciorul drept, bați cu stânga și cu dreapta miști piciorul stâng. Și așa m-a învățat ritmul. Și băteam în lemnul ăla acolo, de am făcut gaură în mijloc. Nu-mi plăcea deloc și el, alți erau la instrumente. Eu voiam, zice, nu te apropii de vreun instrument. Era o tobă mică, mai multe tobe mici, dar eu mă duceam să bat și eu, dar ăla mă supraveghea și într-o zi m-a surprins că am bătut. Ce ți-am spus? Să nu te apropii. El voia să mă introduc încet, încet în ritm și așa am ajuns apoi să învăț ritmul, să învăț valorile notelor și m-a pus la toba mică. Am învățat diferite marșuri, așa le spunea. M-a scos în curte și pe mine și încă unul. Mai era încă unul, dar ăla era puțin mai vechi. Și ne ducea prin curte ca să învățăm să ținem cadența și să batem din tova aia mică. Și eu mergeam cu capul așa în jos. Zice, capul sus. Îl țineam un pic și iar îl lăsam. Și mi-a pus un țepuș aici, un lemn, ca să nu mai dau capul în jos. Eram mic, 12 ani și ce. Și m-am obișnuit. Apoi unul de acolo zice, moldoveanu, n-ai vrea să înveți la piculină, la flaut? Ba da, învăț. Zice, ai că te învăț eu. Și avea o metodă cu asta, învățasem acum și note și progresasem. Și am început să învăț la flaut, dar mie nu plăcea. Mie îmi plăcea trompeta. Trompeta asta îmi plăcea de când eram mic, vedeam la lăutare din sat cum cânta așa și din asta. Zice, vreau să te învăț eu la trompetă.
Prima dată am pus aici într-o parte, nu zice aici, trebuie să fie în mijloc. Și așa am învățat trompeta. Și am progresat. Acum devenise mai mare unchiul meu care m-a adus acolo. După un an de zile a ieșit la pensie și s-a mutat la Focșani. M-a lăsat singur, departe de casă. La ce instrumente ați mai învățat apoi să cântați? Apoi am mai învățat la pian. Am făcut auxiliar pianul, acordeonul. Era un țambal mare și la țambalul acela, la instrumentele de alamă puteam să cânt la majoritatea, dar trompeta era... Câți ani ați stat acolo? La Sfântul Gheorghe am stat până la cedarea Ardealului în 1940. Începuse războiul, aveam 17 ani, atunci, în 1940, s-a cedat Ardealul și noi, unitatea militară, a trebuit să se refugieze. Și am trăit, deci, și un refugiu. Ne-am refugiat la Făgăraș. La Făgăraș am venit, nu mai erau condițiile de acolo, de la Sfântul Gheorghe, nu mai aveam așa cazarmă frumoasă și sală frumoasă. Și intrase și armata germană în țară și cazarma care era mai frumoasă a trebuit să o cedeze unităților germane. Și noi am stat ceva mai de jos, așa. Cât erați la școală, mai mergeați la biserică? Am trecut așa mai repede cu muzica. Dar după ce am intrat la muzica militară și unchiul meu plecase, am venit în concediu, în sat. Unchiul meu, înainte de a pleca, am făcut un costum de haine militar și o pereche de bocanci noi, nouți, la cizmăria, la atelierile din unitate, și a plecat. Și m-am dus în sat și în sat la noi am găsit ceva nou. Luase ființă o adunare a oastei Domnului. Când am auzit așa, mama mi-a spus: uite ce este la noi în sat. Atunci era și cu Petrachi Lupu, tot în anul ăla, 35. Zice, e adunarea oastră, domnule, așa se cântă de frumos, așa de frumos e acolo, se citește din Scriptură. Vrei să vii? Da, vreau. M-am dus și eu și așa mi-a plăcut și am învățat câteva cântări, două din ele mai bine. Una, Păstorul cel Bun, și a doua, La miezul nopții va veni. Am venit cu ele, mi le-am scris. Mi-a plăcut cum au citit oamenii din Scriptură și din cărțile de pe acolo. Am zis, vai, ce viață frumoasă. Vreau și eu să fiu așa. Dar după ce am plecat de acasă, m-am dus la unitatea militară. Am mai uitat de ce așa m-a impresionat acolo. Apoi, fiecare an când veneam, sau de câte ori veneam în concediu, mergeam la adunare. Până în anul 1938, când m-am hotărât pentru Domnul, aveam 16 ani, am zis că și eu vreau să intru în oastea Domnului. Mă abonasem la revista Viața Creștină din Cluj, pentru că aici, în Sibiu, murise părintele Trifa chiar în anul acela. Și frații care au rămas la redacție, fratele Marini, un învățător era, el era redactorul, și pe lângă el era și Dorz, mai era și altcineva, dar s-au mutat la Cluj pentru că aici erau prigoniți de mitropolitul Bălan, cel care a caterisit pe părintele Trifa, că părintele Trifa a fost dezbrăcat de haina de preot și... așa l-au mormântat fără haină, numai în cămașă. El era bolnav și n-avea haine civile. Avea numai reveranda aia de preot, pentru că a stat ani și ani de zile în spitale. Și acasă la fel a stat în pat și dacă l-au dat afară din preoție, nu mai avea voie să poarte haina. Și la mormântare
I-a dat-o pe aia, l-a pus în sicriu cu aia. Dar ăștia de aici, de la mitropolie, au venit și n-au vrut să-i facă slujbă. Au dat ordin mitropolitul să-i nu se facă slujbă până nu îl dezbracă. Și l-au dezbrăcat și fratele Marin i-a zis: lăsați să-i ia haina aia neagră și să-i rămână aia albă, cămașa. Și așa l-au mormântat în cămașă. Zic că ei au plecat la Cluj, acolo au fost primiți la o revistă greco-catolică, Viața Creștină. Și astăzi a reînviat această revistă după schimbarea asta. M-am abonat și eu, pentru că erau și frații din sat de la mine. Și mi-a venit revista, dar eu n-aveam Biblie. Biblia costa 100 de lei atunci. Ce să fac eu? Părinții mei nu-mi dădeau decât bani mai puțini când mă duceam în concediu. Și atunci mi-am vândut porția mea de lapte. Aveam o porție de lapte, un sfert de litru pentru copiii de trupă. Mi-am vândut-o, nu știu cu cât, și o jumătate din porția de pâine. Și așa am strâns bani. Și mi-am făcut o cutie de lemn și îmi puneam acolo mereu banii. Dacă am țineam socoteală că s-am pus și cineva mi-a prădat din cutia aceea, nu mi-a luat pe toți. Și când am văzut lucrul ăsta, așa m-am mâhnit. După ce că am făcut jertfa asta de mi-am vândut laptele, mi-a mai și furat din banii aia. Dar totuși n-am descurajat și am vândut mai departe până am ajuns la 100 de lei și mi-am cumpărat o Biblie de la București, comandată de cineva. Era societatea biblică britanică la București, avea o sucursală. Așa o bucurie am și acum Biblia aia. A scăpat prin toate focurile care au trecut, prin toate. Eu am pus-o, am legat-o de vreo câteva ori când mi s-a rupt. Citeam cu atâta râvnă și pasiune revista și cărțile care, la care ajunsesem de la frații bătrâni din sat. Și am început și eu să alcătuiesc câte un vers, dar să compun și câte o mică melodie. Prima mea compoziție, ca să-i zic așa, n-a fost una religioasă, că era înainte de a mă hotărâ pentru Domnul, ci i-am zis concert de trompetă. Erau două părți mici, am zis eu concert, cât am putut eu să scriu atunci. Mi-a luat la percheziție când am fost arestat. Dacă m-am hotărât pentru Domnul, atunci am început și eu să fac așa mici melodii și prima mea poezioară din două strofe a fost publicată în revista asta, cu titlul Veniți, părinți și voi, frați. Începuse războiul, până în astă lume stați. Azi e crâncenul război și nu mai știu cum am zis. E vremea de apoi. Ceva așa. Am văzut publicat într-o zi, într-un număr, fratele Marini, redactorul, un anunț. Cine are cântări noi, noi avem în plan să tipărim o carte nouă de cântări. Eu vedeam cărți de cântări la frații de la Oastea Domnului și tare aș fi dorit să am și eu una, dar nu erau. Dar îmi notam cântările de acolo, pe un carnet. Și aveam multe cântări notate și cu note și cu text. Și am citit anunțul acesta, repede m-am apucat și am scris pe curat mai multe cântări cu note și cu texte și le-am trimis la redacție. Când le-am trimis, le-o primi, nu le-o primi, le-o găsi bune, nu le-o găsi, eu le-am trimis. Și mă pomenesc în scurt timp cu o carte poștală. Zice, scriu din partea fratelui Marini, care e foarte ocupat, ca să vă anunț că am primit plicul dumneavoastră cu cântările trimise. Sunteți printre primii, dacă nu chiar primul, spune el, care ne-ați trimis cântări și încă puse pe note. Atunci muzica se cunoștea puțin. Dorim să vă cunoaștem și dorim să vă chemăm
să veniți la Cluj ca să ne ajutați să alcătuim volumul de cântări. Eu n-am știut ce să fac cu scrisoarea aia. Nu era un act cu care puteam eu să merg să obțin o permisie. Și am lăsat-o moartă. După vreo 2 săptămâni, mă pomenesc o telegramă. Vino imediat, Marili, semna. Când am primit telegrama aia, m-am dus cu ea la șef. Uitați, am o telegramă. Vă rog să-mi aprobați o permisie de 6-10 zile. Păi măi, moldoveanu, eu cum să-ți aprob? Dacă aprobă comandantul unității. Vă rog, dacă faceți bine, faceți un bilet de voie. Și zice, bine, hai că îți fac un bilet de voie și îl pun între actele cu care trebuie să mergă la comandantul unității. Și dacă o fi să-l semneze, ai noroc. Dacă nu, zici, eu n-am cum să te învoiesc, nu pot. Și a pus biletul de voie acolo, cu permisia cerută, între alte acte care trebuia să meargă la semnat, și vine cu el semnat, cu biletul de voie. Moldoveanu a avut noroc. Era scris acolo și pe telegramă, cu telegrama s-a dus, era un act. Asta a prezentat telegrama și biletul de voie și a pus pe astea aprobă. Domnul la șef, eu am spus, vă rog să-mi dați și trompeta, că trebuie să pun niște cântări pe note. Bine, mă, ți-o dau, că trompeta era unității. Și mi-a dat trompeta într-o cutie și am plecat, era noaptea, am plecat de la Sfântul Gheorghe la Cluj. Era februarie, iarnă, un ger. Ce an era? În anul 1940. Am ieșit din gară, m-am dat jos, am ieșit din gară și am luat-o spre oraș. Am mers vreo câteva sute de metri pe strada principală și întreb pe cineva, nu știți dumneavoastră unde este strada Războieni? Ba da, dar zice, n-ați luat-o bine. Trebuie să treceți dincolo de linie, peste pasarela aceea, peste podul ăla, și să mergeți mai departe, și acolo m-ai întrebat și o să... M-am întors înapoi, am trecut peste linie, peste pod și tot am mers, era frig dimineața. Am ajuns în strada Chintăului. Asta era strada cu tipografia revistei. Oh, strada Chintăului, vedeam scris mereu, strada Chintăului. Eu pentru prima dată am făcut un drum așa lung, singur. Am mai întrebat unii strada Războieni, îmi zice, uite aici, spunea cineva. Și am găsit strada Războieni. Am luat-o încet, unul la unul, era numărul 12, era-l căutam. Am ajuns în fața porții, la numărul 12. Și eu vedeam în Marinii și chiar și în Dorz, dar mai ales Marinii, care era în locul părintelui Trifa, ceva cu totul deosebit dintre oameni. Pe aici au mers pașii lui fratele Marinii. Pe poarta asta a intrat el, în casa asta. Mă prinsese așa un fel de... Da, o emoție și n-am intrat în curte. M-am mai dus mai încolo și m-am întors înapoi. Nu îndrăzneam să intru. După aia, hai să intru. Am intrat și am intrat pe niște scări. Am dat de un coridor la stânga. Era o ușă în față, o ușă în stânga. Am trecut pe lângă ușa din stânga. La ușa din față mi s-a părut că parcă ar fi ceva mișcare. Bate în ușă, răspunde o voce de femeie. Deschide ușa, eu am dat, bună dimineața, aici stă domnul Ioan Marini? Da, zice, la ușa ailaltă, pe unde ați trecut. Mă întorc înapoi, bat la ușă, răspunde din cameră o voce de bărbat. Intră, deschid ușa, zic, bună dimineața, vă rog, aici stă Ioan Marini, domnul Ioan Marini. Da, aici stă. Zice, nu cumva ești fratele Nicolae Moldoveanu? Ba da, eu sunt. Eu sunt fratele Dorz, eram picioare. Zice, uite fratele Marini aici, încă nu s-a sculat, era în pat. Un om slab, cu o figură de sfânt. Se ridică Marini în, așa din pernă și eu am început să plâng. Eram atât de emoționat, nu mai puteam să rostez nicio vorbă. Și ei au început să mă ia cu vorba și... Când ai venit? Păi de acum am venit, așa, și, în fine, mi-am revenit. Zice, uite ce, te-am chemat, că avem nevoie de frăția ta. Ai trimis aici niște cântări pe note și ai fost primul. Vrem să alcătuim o carte de cântări.
și n-are cine să ne le pună pe note. Avem în plan, era sâmbăta, să mergem astăzi într-o adunare mare a oastei Domnului din nordul Ardealului, într-o comună pe Someș. Și acolo vor veni frați și surori din toate părțile Ardealului și vor cânta. Sunt unele surori care cântă și știu multe cântări, să le notez. Da, vreau. Și, în fine, mi-aduce să beau ceva, dar și lor, și ei au parcă o cafea cu lapte sau un ceai, nu mai știu. Eram atât de emoționat că mă văd eu, cine sunt eu să stau în fața la niște oameni despre care citeam în revistă și despre... Un tânăr de 18 ani. Da, cine sunt eu? Și zice, plecăm acum la amiază. Am plecat la gară, mi-a scos bilet, eu am spus că am un sfert, un militar avea drept la un sfert de bilet. Dar eu n-aveam biletul pe ruta aia și pe drum, ăsta, controlorul, zice, păi da, sunteți în neregulă, că l-aveați numai până la Cluj. Nu zice și până la Dej. Am luat-o spre Dej și trebuie să dăm amendă. Apoi Dorz a vorbit, i-a dat ceva și în fine m-a lăsat. Și am ajuns la Dej și am luat autobuzul spre comuna Ciubanca. Am ajuns spre seară. Era zăpadă mare. Ne-am oprit într-o stație de autobuz și am luat-o peste deal. N-am intrat în sat și am luat-o peste deal și să mergem în satul Ciubâncuța. Și mi-aduc aminte că Dorză ducea un geamantan cu cărți la adunarea aia să desfacă și cărțile care... Și era prea greu geamantanul. Și când am ajuns în vârful dealului, el a pus geamantanul ca să meargă singur pe zăpadă. Și geamantanul s-a dus ca o sanie. Și acum parcă îl văd pe Dorz fugând după geamantan, că nu-l mai putea ajunge, mergea și... Câți ani avea Traian Dorz atunci? Avea vreo spre 30 de ani. Avea familie, era căsătorit? Da, era căsătorit. El s-a căsătorit de la vârsta de 17-18 ani, așa se căsătoreau la ei. Și nevastă s-a... avea și 3 copii. Când am ajuns în vârf și... așa, întâi ne-am oprit și zice Marini, nu știu, Marini a zis, scoate trompeta și cântă ceva. Aici, a zice, și am scos trompeta și am cântat o cântare, nu mai știu ce cântare. Ei erau tare încântați. Acolo, în pustiul ăla, sunetul de trompetă era pe la Sfințitul Soarelui. Și zăpadă frumos și în vale satul mai departe. Și în dreapta și în stânga ceva pomi. Era un tablou frumos. Și am cântat cu trompeta. După ce am cântat cu trompeta, a dat drumul la geamantan. Și apoi noi am venit cu Marini mai încet, prin zăpadă, și am ajuns în sat. În sat deja soarele asfințise, era deja... Ne-am dus într-o casă, casa era plină, 2 camere pline. S-a ținut adunarea acolo. Mi-a spus, scoate trompeta și cântă. Și am cântat acolo. Frații ei erau, așa, pentru ei ceva, o noutate să se audă cântând cu trompeta, multe cântări. Apoi, după terminarea adunării, era cam târziu, a vorbit Marini vorbea foarte frumos, Dorz nu vorbea la adunare, el nu mai recita câte o poezie. A vorbit foarte târziu el, adică după moartea lui Marini și înainte de moartea lui. Era sâmbătă seara, s-au ales cântăreții. Cine să-mi cânte și eu să notez, dar nu aveam hârtie de note. Și Dorz s-a apucat să facă portative pe hârtie albă. Și au făcut, mereu făcea portative și eu notam, era o soră, o chema Veronica și tot moldoveanu. Era o femeie mai în vârstă, așa, dar o chema Veronica moldoveanu. Și una Susana Lador, altul frate Dumitru Cântăreți. Apoi am notat ce am notat în seara aceea și a doua zi trebuia să meargă la biserică dimineața.
Nu ne ducem la biserică, noi stăm și lucrăm. Erau cântece compuse de ei? Erau cântece așa din popor. Circulau fel de fel de cântece. Nu erau de ei, nu, i-au zise și le-au ziseră. Nu se cunoștea niciun un compozitor. Am notat în seara aceea, am notat a doua zi. După masa ne-am dus la școală, unde era o sală mai mare, unde s-a făcut adunare. M-a pus și acolo și am cântat cu trompeta. Seara iarăși am notat și a doua zi iarăși, lunea. Și în fine, nu știu cât am stat, a doua zi sau mai stat, ne-am întors la Cluj cu traista plină. Vreo 100 de cântări am tot notat. De câte ori trebuia să le cânte ca să prindeți? Păi, sistemul de notare era așa, când cânta un fragment și puneam fragmentul ăla și apoi mi-o cânta mai departe și legam cu... și depinde și de cântare. Unele erau mai greu de notat. Sigur, atunci aveam nevoie de trompetă, de instrument. Acum nu mai am nevoie, nu am mai avut nevoie de... Adică nu se notează cântările cu instrumentele, numai dacă chiar nu ești sigur. Și așa am notat. Apoi ne-am întors la Cluj. Acum pune de pe lucru să triem ce am cules de acolo, ce mai aveam noi pe dincoace. Și așa am pus în cartea de cântări, pe lângă cele 200 și ceva de cântări care erau vechea carte, am mai adăugat încă 100 de cântări. Și așa a ieșit volumul acela, Să cântăm Domnului, era intitulat. Ei, asta a fost, să zic așa, ultima lucrare care s-a făcut acolo. S-a tipărit la Oradea, cu note. Notele au fost desenate de Dorz. Dar el nu știa muzică și cu multe greșeli, că după ce a apărut cartea aia, i-am spus, păi uite cum ai desenat aici și uite notele. Apoi a rămas așa, a venit cedarea Ardealului, n-am mai putut să retipărim acea carte, a rămas atunci ediția aceea, după aceea am tipărit fără note încă vreo câteva ediții după război și în timpul războiului, parcă, ba nu, după război, în 45, în 45, 47, cam așa, că după aceea nu s-a mai putut, a venit cealaltă putere și n-am mai putut să tipărim. Apoi a început prigoana. Terminaseră școala între timp? Da, eu am dat examen chiar în ziua de 23 august, la Lugoj, că erau atunci dispersate ministerele și toate instituțiile principale din București și Inspectoratul Muzicilor Militare. Și a trebuit să mă duc să dau examen. Am dat două examene, unul de stagiar și unul de definitivat, așa. Și ăsta de definitivat l-am dat la Lugoj și noaptea am luat trenul spre Făgăraș. S-a făcut schimbarea. Am ajuns dimineața la unitatea militară, deja era schimbat. Regele dăduse decretul acela, schimbarea aceea, și lumea era acum, nu știa ce, și bucuroasă că se termină războiul, dar nu s-a terminat. Era în 44. A mai durat până în 45, în mai. Și au venit rușii, în fine, a început o altă perioadă, dar a fost libertate, că pe timpul războiului nu era libertate. Din 44 și până în 47, în 30 decembrie, a fost libertate, de tipărit, de mișcat, să țineau adunări, nu, cu data de 30 decembrie, cu intrarea în 1948, eu am fost mutat cu serviciu. Unde lucrați? Eram la Sighișoara. Ce făceați? Eram la muzica militară, o unitate militară. Căsătoriserăți? Aveați familie? M-am căsătorit în octombrie, în 47. Ei, asta este alt capitol, să zic. Da, o să revenim și la el. În 44 am cunoscut familia Wurmbrand. Am venit la București.
Zic, e alt capitol. După ce s-a schimbat regimul, adică înainte cu o lună, dacă au venit rușii în țară, au desființat unitățile militare, multe unități militare, cele mai multe, și a desființat-o și pe aia din Sighișoara. Era un batalion de vânători de munte. Și eu am fost mutat în Sibiu la școala militară. Și era în luna decembrie, încă era regele. Am venit, m-am prezentat la unitate, la școala militară, m-au luat în evidență și am cerut o permisie să merg să-mi aduc familia. Mă căsătorisem și nevastă mea era la Sighișoara. Și să-mi aduc familia cu ce mai aveam și eu. Nu aveam nici mobilă, nu aveam lucruri, aveam o bibliotecă, atât. Am venit în Sibiu, unde să tragem. Ne-am dus la un frate, el ne-a primit lucrurile în pivnița lui și ne-a dat să dormim în bucătărie până când ne găsim gazdă. Unitatea militară ne-a făcut bon de rechiziție și căutam prin oraș unde găseam. Am fost pe mai multe locuri, nu, n-am găsit ceva potrivit. Ziua de 2-3 ianuarie am găsit aici. Parcă 3 sau 4 ianuarie 1948, deci chiar la început, în căutarea mea de gazdă, am primit și adresa aceasta. Mi s-a dat mai multe adrese. Eu eram militar, aveam grad și armata totuși avea o trecere. Am venit aici, era iarnă, zăpadă, strada asta, acum cât e de circulată atunci, nu era deloc circulată, că nu erau nici mașini. Și sunt la poartă și iese o doamnă la geam sus. Cine sunteți? Uite, am repartizat de la primărie o cameră aici la dumneavoastră. Zic, eu nu știu. Zice, uite, camera aceasta au fost doi ofițeri ruși. Au plecat nu demult de aici. Doamna Blaga, era fratele lui Lucian Blaga, casa lui. Și ăsta e divanul lui Lucian Blaga, pe care stăm noi acum. L-am cumpărat, adică mai multe lucruri din... L-ați cunoscut personal? Da. Cum era? Era un om înalt, blond, taciturn. Nu discuta, saluta și se plimba prin curte, nu vorbea. Dar frate-su vorbea mai mult. Semănau, de fapt. Casa este naționalizată, aici suntem 4 familii, plus una jos. Și a doua zi, în 5 ianuarie, am venit cu o căruță cu lucrurile noastre, și ne-am instalat aici, în camera aceasta, unde am stat până în zilele lui Ceaușescu, când s-a mutat o familie din camera aceea și am făcut o extindere. Aici, în această cameră, s-au născut multe cântări, multe lucrări, multe meditații. Slavă Domnului! Văd în toate lucrarea harului lui Dumnezeu. Și aș vrea să împlinesc cuvântul care este scris: mulțumiți-vă cu ce aveți. Noi oamenii suntem de obicei așa, ne mulțumim cu ce nu avem, nu cu ce avem, dar cuvântul este scris: mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Am reluat viața la Sibiu. Acum lucrurile s-au schimbat. Eu eram cunoscut ca un credincios, deși eram cadru militar. Ei, a început o nouă perioadă în viața mea de suferință. Veniseră comuniștii. Da, se instalase din plin puterea. De fapt, din 45, din martie, da, era încă regele în țară, armata era armata regală. Și totuși era libertatea de a te mișca. Și despre lucrurile acestea, sigur că sunt mai multe de vorbit. Vă amintiți ziua în care ați fost chemat pentru prima dată? Pentru prima dată am fost chemat în luna ianuarie 48 la contrainformații, la securitatea unității. Ei aveau toate actele, dosarele la fiecare, să zic așa, cadru militar.
Așa era înainte, fiecare avea dosarul lui. Se făceau caracterizări anuale, cum te-ai purtat, cum așa, așa era și înainte în armată. Dar eu n-am fost amestecat în probleme politice, însă problema religioasă, care pentru un cadru militar era foarte importantă. Și am fost chemat la contrainformații. Chemările se îndeseau. Ce vă întrebau? Ce cred eu? Ce este oastea Domnului? De ce nu mă las? Un cadru militar nu poate să ieși. Așa, mă amenința. Dar ofițerul cu contrainformații era și el un ofițer vechi. Și el zice la un moment dat, tovarășe moldoveanu, iar ai venit, zice, iar te chemăm, zice, ca să suferi ca Hristos. Dar ce să facem? Asta este, zice, noi avem ordin. Dar nu l-a mai ținut mult, că a venit altul dintre muncitori făcut și pe ăștia vechi îi înlătura pe ofițeri. Tot mereu îi mătura, n-au mai rămas decât cei care s-au dat pe brazdă de tot. Și ăsta se purta altfel, oh, s-a luat tare și m-a amenințat și, în fine, mereu a venit pe acasă, trimitea agenți și, pe urmă, de la securitate veneau, din oraș. Numai că securitatea din oraș nu putea să bage la Ministerul Apărării Naționale, că era Ministerul de Interne. Dar totuși, dacă erau probleme de partid, se băga. Și așa m-a tot chinuit tot timpul. Dar eram susținut de generalul din București, de inspector. Dar s-a întâmplat un lucru. El a fost în Sibiu aici, șef de muzică. Și s-a înscris în partid. Nu se scrisese niciun ofițer pe vremea aceea. Dar el era foarte deștept. S-a scris el în partid, se ducea, în fine, aveau ședințe în oraș. Și ăștia l-au făcut inspector de muzică și general. El m-a mutat ca să fiu în unitatea lui, la muzica lui. Pentru că mă cunoștea, așa că se cunoșteau elementele în țară. Și zice, când m-am dus la București, măi moldoveanu, eu te-am mutat la București. Un ordin militar nu se discuta, se executa. Dar eu nu m-am dus. Și am scris o scrisoare, domnule general, lăsați-mă în Sibiu. M-am căsătorit și eu acum de 2 luni. Soția mea e de lângă Sebeș. Și m-am dus apoi la București într-o delegație atunci. Măi moldoveanu, măi, eu vreau să te aduc mai lângă mine aici. Zice că ai să vezi tu ce o să se întâmple. Uite, eu am mai mutat pe vreo câțiva din muzica lui, care erau mai apropiați. Și eu vreau să te scutesc pe tine. Că zice, eu nu o să mai pot să te apăr. Zice, acolo, la partid, ei fac ce vor acolo, domnule general. Lăsați-mă totuși acolo. Bine, mă, eu te las. Dar ai să vezi tu ce greu o să fie. Și într-adevăr a avut dreptate. Însă ei aveau nevoie și de elemente bune. Adică eram tânăr. Și la partid, așa era ideologia aceasta sau învățătura asta. Un element tânăr se poate cu timpul modela, educa. Și nu m-au dat afară. Că eram un element de care se folosea ei cel mai mult. Dacă aveau nevoie de pian, dacă aveau nevoie de trompetă, dacă aveau nevoie să le scriu ceva, așa, să le transcriu, mi-au propus să compun, n-am compus. Mă punea să instruiesc coruri cu elevi, ofițeri, că eram la școala militară de ofițeri. Lor le plăcea tare mult că mă puteau folosi. Dar nu m-am mai avansat și m-au retrogradat și ca salar și așa a fost. Eu m-am rugat Domnului, Doamne, vreau să scap de asta. Și mi-am făcut o demisie. Nu puteam să-mi dau demisia pentru că atunci așa era legea,
că 6 ani de zile trebuia să fii al lor. Adică un cadru militar, nu puteai să-ți dai demisia, că dacă ai învățat acolo, trebuia să te folosească ei. Și așa a trebuit să stau. Când am avut libertatea să-mi dau demisia, mi-am făcut demisia. Și atunci mi s-a întâmplat cu mâna. Mi s-a rupt mâna într-o tabără militară. Atunci... Mâna dreaptă. Mâna dreaptă. M-au dus la spital, la Brașov, că acolo era într-o tabără militară. Mi-au făcut operații, s-au făcut o fractură urâtă. Nu s-a prins prima operație. Mi-au făcut a doua operație. Nu s-a prins mâna nici. Și m-au transferat la Cluj, la spitalul militar. Un an de zile am stat în spital. Și mi-au făcut 4 operații. Ultima... Ce an? În anul 1954, când s-a născut Daniela, fiica mea. Și nu s-a prins, nu s-a vindecat mâna. Mi-a luat os și din picior și mi l-au pus acolo. Și m-au pensionat. Dar eu între timp lucram. Și cât eram acolo în armată, în orele mele, în timpul meu liber, cât puteam, aveam carnețele cu portative. Și dacă eram în elementul muzicii, eu scriam melodii, veneam acasă și căutam texte. Atunci, desigur că acum, și asta este un alt capitol cu lucrarea, cu compoziția, dar vreau să spun că n-am pierdut timpul. Aveam ore de muzică la Casa Armatei, cu copii, la pian, aveam niște elevi și aveam și timp liber așa cu ei acolo. Eu scriam multe din cântări de atunci. Psalmi, de exemplu, care i-am lucrat împreună cu Dorz. De asta o să revin asupra psalmilor și altor lucrări care le-am făcut în timpul ăsta cu capul jos. Și ei mă vedeau. Colegii mă părau, unii care, alții mă acopereau. Dar dacă nu s-a mai vindecat rana, m-au pensionat. Eu doream să fiu pensionar, dar nu cum era un frate, chiar în ușa noastră stătea un frate bătrân neamț, avea vreo 80 de ani. Și îl vedeam dimineața, eu trebuia să plec la serviciu. Și el îl vedeam cum se scula, se spăla așa cum putea și se ruga, cânta el încet, citea Biblia și ziceam ce fericit este omul acesta că nu trebuie să meargă la servici și poate să slujească lui Dumnezeu liniștit, cum aș dori să fiu și eu pensionar, dar nu ca el, să fiu tânăr. Și nu m-am rugat Domnului să fiu pensionar tânăr. Dar doream să fiu pensionar și Dumnezeu mi-a ascultat dorința, nu rugăciunea, că m-au pensionat de boală la 33 de ani. Și dacă m-au pensionat, am fost mai liber, mai liber de armată, mai liber de serviciu, nu mai eram așa cu ăia, dar mă luase securitatea asfaltă în primire și mă urmăreau. Și mai mergeam și eu pe la adunări, pe la câte o nuntă. Venea securitatea și acasă și mă urmărea acolo. Percheziționa, confisca? Nu mi-a făcut percheziție, pentru că urma arestarea. Și mi-au făcut percheziție când m-au arestat. Și atunci mi-au luat tot, absolut tot. N-a lăsat decât patul. Cum a fost în acea zi? Ei au venit să-mi facă percheziție și mi-au făcut percheziție. Mi-au luat o valiză plină cu manuscrise și cu cărți, tot ce au găsit ei că-i notă muzicală. Fie tipărit, fie netipărit, au luat. Atunci mi-au luat și primele mele compoziții. Și... Ce an era? În 59. Adică din 54 până în 59 a fost, m-am mișcat mai liber, că nu mai eram militar. Dar eram urmărit mereu și colo și colo și ei și-au adunat mereu documente, și-au adunat... Probe. Da, probe de ale lor. Și au venit, au luat niște martori ca să asiste la percheziție și
Mi-au luat tot. Și biblioteca mai aveam un dulap plin cu peste 600 de volume. Și mobila din casă și niște cizme am avut. Astea au fost averea mea și un armoniu. Astea mi le-au luat ca avere. I-ați întrebat de ce fac asta? Și i-am întrebat, dar ei nu puteau să-mi dea mie socoteală. Ei aveau ordin să-mi facă. Și m-au dus la securitate și eu am spus, când se ies pe ușă și nevastă mea, zic, vă rog, eu nu plec din casă undeva până nu mă rog mai întâi cu nevastă mea. Zic, să-mi permite să mă rog. Au stat în ușă acolo, deschis ușa și eu m-am rugat cu nevastă mea aici. Și așa m-am dus. M-au dus la securitate. La securitate s-au adunat toți ofițerii, comandantul și zice, aici ai venit la noi. Nu vei găsi nici milă, nici înțelegere, nici îndurare. Luați-l și duceți-l în celulă. Și m-au dus în celulă. Când am intrat în celulă, eram singur, o celulă mică, cam de 2 pe 3 așa. Era întuneric, numai o mică ferestruică sus, așa cam de două palme era. Și a venit și o ploaie, deși era un soare când am ieșit pe ușă. Dar când am ajuns acolo, s-a umplut cerul cu nori. Și o ploaie torențială și un întuneric. Și m-am rugat în colțul celulei și am plâns înaintea Domnului și am zis, Doamne, mulțumesc că mi-ai făcut parte ca să pot și eu să sufăr pentru numele Tău. Că nu mi-au găsit nicio vină în alte probleme. Numai că de ce n-am colaborat cu ei? Că ei mi-au propus să colaborez. Și n-ai vrut să ne ajuți, acum nu vei găsi nicio înțelegere. Și așa m-au ținut. După ce m-au băgat acolo, m-am rugat, m-am așezat pe pat. Erau trei paturi suprapuse, paturi de fier. Și m-am așezat pe ăla de jos. Și la un moment dat se deschide ușa și bagă încă pe unul. Zic, dar dumneata, de ce? De ce te-au băgat? Deci au găsit la mine niște cocoșei, niște monede numite cocoșei de aur. Și m-au băgat. Apoi zic, nu o să te țin. Dar zic, dar dumneavoastră, de ce sunteți băgat aici? Zic, pentru credință. Cum, domnule, pentru credință? Dar ce ați făcut, da? Păi uite așa, a, păi zice, nu vă condamnă, că dacă n-ați făcut nicio faptă. Ba, da, zic, dumneata ai să scap și eu nu o să scap. Și după câteva minute îl scoate pe ala. Mi-a mai pus el niște întrebări, n-am răspuns, probabil ca să mă mai tragă de limbă, ce știu. Și l-au scos pe ala. După ce l-au scos pe ala, m-am așezat pe pat și am stat așa. Și atunci se deschide ușa brusc. Ce te-ai așezat pe pat? Ce? Aici e pension? Ce? Stai în picioare în colț, n-ai citit regulamentul. Ce regulament? Păi uite-te pe ușă. Pe ușă era într-o ramă de sticlă ceva bătut la mașină, o foaie. N-am citit, dar nici nu se vede, că e întuneric. Acolo spune că n-ai voie să faci aia, n-ai voie aia, n-ai voie. Stai în picioare acolo până dimineață. Am stat în colț, în picioare. A sunat o toacă îngrozitoare. Semn de culcare, era noaptea. Apoi nu știu cât am stat. Pe la un moment dat a venit și a spus, culcă-te. M-am culcat, dimineața a sunat iar toaca aia îngrozitoare, așa o gălăgie infernală făcea. Și erau mai mulți deținuți, dar și de drept comun, erau și țigani și ne-am dus la spălător, tot așa păziți. M-am spălat și la un moment dat vine gardianul, fă-ți bagajul. Am luat ce am avut și l-am urmat. Ai batistă? Am. Parcă eram ca la școală. Dă-mi coace. Îi dau batista și mă leagă la ochi. Să nu scoți nicio vorbă. Mă ia de braț și mă duce în curte. Am ajuns lângă o mașină. Mă suie mașină să nu scoți nicio vorbă. În mașină mai erau doi înși. Dar și ei aveau aceleași ordine ca și mine. Dar unul
Zice, și cureaua trebuie să o dau. Nu ți-am zis să nu vorbești. Era un frate și celălalt era alt frate. Era un frate din Ocna Sibiului. Și ne-au dus la Brașov. Brașov era capitala regiunii, că atunci erau regiuni. Sibiu era oraș regional. Ne-a dus acolo și acolo am stat 2 săptămâni în anchetă. Cu amenințări și acolo iarăși. Dar eu nu mâncasem nici în ziua aceea când mi-au făcut percheziții, când m-au luat de la masa de dimineață, de la ceaiul de dimineață. Ziua nu mi-au dat mâncare acolo, când eram băgat în porții. A doua zi de dimineață nu am ajuns să iau de dimineață ce se dădea acolo dimineața, că m-au pus în mașină. M-au dus la Brașov. La Brașov am ajuns, nu știu cât era ora, era amiază. Când am ajuns acolo, ne-au băgat niște carceri acolo ca să ne repartizeze. Dar pe mine m-a dus direct la anchetă, la etaj, și era un ofițer. Ăla mă întreabă multe lucruri, pe unde am fost în oastea Domnului, pe la ce adunări, pe colo. Păi zice, și o mătușă de-a mea e în oastea Domnului. Zice, dar ea nu face așa și așa. În fine, după ce m-a ținut vreo 4 ore la anchetă acolo, m-a întrebat de toate lucrurile. N-am spus însă niciun nume. Lucrul ăsta l-am știut, așa, l-am intuit și l-am știut, că dacă nu vorbesc de nimeni și numai de mine, și ancheta e mai ușoară. Cum mai agăți pe altul, ancheta e mai grea. Aici m-am chinuit că n-am vorbit despre nimeni, nici de bine, nici de rău. V-au bătut? De bătut, numai așa, m-am împins, mi-a mai dat câte una așa, dar mai n-aș putea spune că e o bătaie. Dar m-au înjurat, m-au bruscat, așa, s-au purtat așa, josnic. Era seara. Seara trebuia să mă repartizeze. M-a repartizat într-o celulă. M-a dus acolo, era deja să se întunece. Am ajuns, s-a deschis ușa și s-a închis-o iar la loc și eu am rămas în fața ușii cu ochii spre interior. Erau 4 persoane cu spatele. Așa era regula. Când se deschidea ușa, trebuia să te întorci toți cu fața la perete. De ce? Probabil ca să nu se repeadă cineva la ei sau ce știu eu, ce lege. Adică pe criterii de securitate, de securitatea lor. Și trebuiau toți să se întoarcă cu fața. Și asta e pentru prima dată, că din coace la Sibiu am fost singur în celulă. Acolo am văzut pentru prima dată tabloul ăsta. 4 persoane într-un semi-întuneric cu spatele. Am stat un pic și după ce s-a închis ușa aia s-a întors. Eu i-am salutat, am zis, bună seara. Cine ești, domnule? De unde ești? Pentru ce ești arestat? Păi sunt din Sibiu. Sunt arestat pentru credință. Pentru astea Domnului. Da, cum se arestează? Da, păi pe dumneata nu o să te țină, domnule. Dar un tânăr zice, eu sunt din Cisnădie. Un sas era. Împlinise 18 ani atunci în celulă. Zice, eu sunt din Cisnădie, mă numesc Cutare. Dar pentru ce te-a arestat? Am vrut să trec frontiera. Și zice, m-au prins. Altul îl întreb, dar dumneavoastră cine sunteți? Zice, eu sunt avocatul Țecu din Făgăraș. Zice, am făcut politică în Partidul Țărănesc. Dar dumneavoastră îl întreb pe celălalt. Zice, eu am fost și eu cu legionare
Sunt din Brașov. În fine, am stat noi de vorbă și a venit masa de seară. Era o... mi-a dat o bucată de mămăligă și o zeamă neagră, nu știu ce. Dumneavoastră nu v-au dat? Mie nu mi-au dat, că eu nu eram băgat în porții. Zice, dar dumneata, zice, nu ești băgat în porții. Pentru că eu am venit astăzi de la Sibiu, de dimineață m-au luat de la Sibiu și zic, am fost arestat ieri. Eram chiar la masa de dimineață în familie și n-am mâncat nici ieri și nici azi. Nici apă nu v-au dat? Nici apă. Lor li s-a făcut milă și zice, hai să îi dăm cea. Și au pus fiecare câte o bucățică mică de mămăligă și mi-a dat și eu ca să înghit vreo câteva ori și puțin o zeamă de la fiecare câte puțin. Și asta a fost prima mea mâncare în închisoare. Și a doua zi m-au pus în porție. Apoi, ce se dădea? O bucată de mămăligă, așa cam cât două degete, așa cât palma, dar două degete de lată. O mămăligă rece și cu o zeamă de cartofi sau de varză sau ceva așa neagră, dar n-avea adică zeamă goală, câte o foaie de varză, ici core. Nu era deosebire că e dimineață, prânz, seara. Nu, dimineața ne dădea o bucățică mică de pâine, cam de 80 de grame, o foiță așa de pâine. Și asta o dădea la amiază, seara nu mai dădea nimic. Dimineața dădea un fel de zeamă neagră de orz, nu dădea un ceai, dar era un fel de surugat așa de orz, care nu era nici dulce, nici acru. Așa, ce o zeamă caldă. O zeamă neagră în tot cazul, dar punea puțin zahăr, dar nu-l simțeai. Nu era chiar ca o apă caldă, goală. Mai târziu apoi au dat și câte un fel de, o jumătate de deget așa, de marmeladă. Asta mai târziu. Închisoarea era plină? Aici eram la securitate, la Brașov. La securitate eram în... 4 persoane într-o celulă. Am stat 2 săptămâni la anchetă. Ancheta era cu fiecare zi tot mai grea. Adică ei dacă nu puteau să scoată ceva probe, ceva care să ne acuze totuși, apoi se enervau și au venit și din alte părți. Nu știu, aveau metodele lor. După 2 săptămâni, într-o dimineață, tot așa dimineața, tot pe nemâncate, ne-au scos și cu ochelari de data aceasta, ochelari de tablă, și așa ne scotea la anchetă. Erau niște ochelari de tablă care ți astupau ochii, ți băga pe, așa avea un fel de elastic, și te duceau de braț, spuneau, aici scări, urcă. Așa au fost anchetele, cu ochelari negri. Și ne-au pus ochelarii într-o dimineață și ne-au dus la Cluj. E, când am trecut prin Sibiu, s-a oprit să ia benzină. Și atunci unul din doi anchetatori erau, să vede că erau mai cu inimă sau ce știu eu, ne-au cumpărat câte un corn, eram tot 3 în mașină. Ne-a cumpărat câte un corn și ne l-a dat. Luați și mâncați. Am luat cornul ăla, am mâncat. Un corn așa de un, ce știu eu, de un leu. Am ajuns la Cluj după masa. Soția nu știa nimic? Nu știa nimic. Noi am fost ca mormânt. N-a știut 5 ani de zile. A știut că am fost în Delta, dar nu știa cum sunt, cum... A știut că au plecat unii, s-au eliberat unii dintre deținuți și au spus, uite, unii se află. De la Gherla ne-a dus în Delta, din Delta ne-a dus la Gherla, dar nu se știa nimic, că n-aveam dreptul la scrisori, la... Eram ca mormânt și am ajuns la Cluj. La Cluj m-a băgat într-o carceră și a stat în carcera aia
Carcera era o cameră așa cât un om, ca o cușcă era, ca o cușcă. Nu puteai nici să stai jos, decât dacă stăteai jos, trebuia să-ți ridici picioarele în sus. Nu puteai să-ți întinzi picioarele ca să stai așa un pic. Dacă te stăteai jos, trebuia să ridici picioarele pe perete. După un timp, m-a scos și m-a dus la anchetă. Ei, mi-a făcut ancheta și acolo, luat-o iar de la început și apoi iar m-a dus într-o celulă. Celula 14. Era celularul la securitatea din Cluj, era 3 metri în pământ. M-a dus în celula 14. Am stat, nu știu, vreo săptămână, două, dar între timp, după ce m-a băgat în celulă, a venit comandantul sau ofițerul cu care răspundea de celule, îl chema Barani, un locotenent major, era evreu, și mi-a scos plachiurile de la bocanci, mi-a luat și returile, adică a pus pe alții. Și eu am un aparat pe mână, pentru că am mâna ruptă, o pseudoartroză, și nu poate să rămână mâna liberă decât susținută de aparat, pentru că humerusul e rupt. Și a zis să dau și aparatul jos. Și am spus, domnule locotenent major, dar eu nu pot fără acest aparat, pentru că mă doare mâna. Oasele sunt susținute de acest aparat din piele și cu două șine de oțel. Nu se poate, aici nu... Și în fine, totuși m-am rugat de el, lăsați-mi-l, că nu pot să stau, cum să stau, să dorm, nu pot. M-am dezbrăcat, s-a uitat la el, l-a studiat, s-a mai gândit. După aceea, bine, a rămas. Din celula 14 m-a dus în celula 9, dar între timp eu se vede că din pricina șocului, pentru că m-au luat de acasă așa pe nepregătite, nu mi-am luat nici haine cum trebuie și nici mâncare, măcar o bucățică de pâine, nu mai mi-aduceam aminte, voiam să mi-aduc aminte de cântări. Mă gândeam zilnic la cuvântul lui Dumnezeu, ce mi-aduceam aminte ca să pot să meditez. Dar nu puteam să mi-aduc aminte de cântări, parcă mi se stersese tabla asta cu cântări. Și atunci m-a prins așa o teamă. Știam că o să fiu condamnat mulți ani, pentru că așa se dădeau condamnări mari la cei religioși și la cei pe care îi socoteau ei ca elemente, ce știu eu, mai de frunte, mai... Și eu fiind cu cântările, mă socoteau un element periculos, pentru că prin cântări se difuza Evanghelia, ideologia aceasta potrivnică ideologiei materialiste. Și m-a dus în celula 9. Celula 9 era mai mică decât celula 14. Mică și întunecoasă. Și mai era acolo o persoană am întâlnit. După ce am intrat eu, am mai băgat pe unul și încă pe unul. Deci eram patru. În câteva zile am fost patru inși. Dar persoana care era acolo era un maghiar care în fiecare zi era scos și zicea că îl duce la nu știu ce spital pentru o boală să-l trateze. Însă după aceea am aflat mai târziu și nu știam eu de ce îmi pune mie niște întrebări așa, pentru ce sunteți arestați, și vorbea puțin rău. Mi-am spus, dar pe cine mai aveți acasă? Dar v-au luat materiale de acasă? Da, mi-au luat. Și toate vi le-au luat? Păi toate, dar voia ca să îi spun că totuși am mai ascuns ceva.
Că așa s-a întâmplat cu alți frați, cu un frate sărac, era bătrân și el, Dan îl chema, din Cluj. Și el tot așa a fost luat de acasă, i s-a luat cărți, și în celulă stând cu unii și cu alții, mi-au luat ei cărți, dar zice, eu am pus deoparte, undeva într-o ladă, așa la vecini. Și s-a dus securitatea a doua zi și i-a luat de acolo. Adică erau oameni puși în celulă ca să te tragă de limbă. Și eu parcă voiam să spun că, uite, am mai împrumutat, dar parcă Dumnezeu mi-a închis gura, n-am spus nimic. Zice, domnul Moldoveanu, dacă aveți ceva nevoie de la soția dumneavoastră, uite, eu am un creion, dar cum de aveți creion, că aici nu-i voie. Domnule, zice, eu am făcut rost de el. Și zice, am și niște bucățele de hârtie, scrieți aici pe hârtiuța asta un bilet când mă scoate pe mine mâine ca să mă ducă la spital. Zice, eu mă întâlnesc și cu soția mea, ea poate să vină ca să mă ducă la spital. Zic, domnule, nu mai știu cum îl chema, un nume unguresc. Nu, n-am nimic de scris. Dar dacă soția dumneavoastră este și puteți, spuneți-i cu gura că eu sunt sănătos, sunt aici la securitate în Cluj, spuneți-i numai atât, că trăiesc și nu s-a mulțumit cu asta. Și a doua zi și a treia zi iarăși mi-au pus. Și atunci bag în celulă un preot reformat din Brașov. Și ăla îl cunoștea pe Wurmbrand. Și ăla era așa un om, tot ungur era și el, dar unul liber de gură așa. Și vorbea, dar nu putea să spună bine Wurmbrand. Puțin cam stricat și mă întreabă și pe mine dacă eu îl cunosc. Și iarăși n-am spus nimic, mi s-a închis gura. Adică așa era în celule, trebuia să taci sau eventual la securitate și în închisoare în general, dacă se aflau niște lucruri așa mai deosebite, și din închisoare te scoteau și te duceau înapoi la securitate ca să te ancheteze. Aia a fost o perioadă foarte grea, 5 luni am stat la securitate în Cluj. Însă eu în fiecare zi stăteam și mă rugam și meditam la cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o zi îmi vine în minte o melodie. Prima? Prima melodie care mi-a venit mie acolo în închisoare. Când mi-a venit melodia, am repetat-o și s-a fixat. Și m-am rugat Domnului, Doamne, te rog, dă-mi și un text potrivit pentru melodia aceasta. Și am primit ideea, Bucuria Păcii era titlu, adică titlul cântării și primul rând. Și am alcătuit o strofă pe melodie. Atât de mult m-am bucurat că plângeam de bucurie. Doamne, deci nu-i drept ce m-am gândit eu că atâta timp cât o să stau, nu o să mai lucrez nimic. Uite că am putut să învăț o melodie și o strofă. Te rog, Doamne, să-mi mai dai o strofă. Și am primit și a doua strofă. Le-am legat una de alta, le-am cântat în minte, așa. Cu voce tare nu îndrăzneați? Încet de tot, încet așa, cu voce tare. Nu se poate acolo. Dar încet așa, fredoneam încet. Doamne, nu te supăra. Mai dă-mi o strofă și mi-e de ajuns la prima cântare. Și am mai primit o strofă ca o încheiere. Apoi atât m-am bucurat. A doua zi sau a treia zi m-a scos de acolo și m-a dus în celula 15. Celula 15 mi s-a părut mai luminoasă. Avea pereți așa văruiți. Nu era ca nouă, un fel de mortar așa aruncat. Ziceau ei că e calciu vechiul, dar nu era, era așa mortar.
Și acolo am stat, erau mai mulți, 5-6 inși eram în celula aceea. Și la un moment dat bagă pe unul. Zice, eu sunt capitanul cutare, chiar aici am făcut serviciu. Și uite, m-au părât cineva că am legături nu știu cu cine și m-au băgat aici. Deci el era anchetator și acum l-au băgat ca deținut acolo, ca reținut. Dar toți se fereau de el. Că în fiecare zi el era scos la aer singur. Ne scotea și pe noi la aer câteva minute, dar pe el îl scotea singur, într-un solar, așa era, erau niște celule, tot celule erau, dar fără acoperiș. Și pe el îl scotea singur. L-a ținut cât l-a ținut, acolo și l-au scos. Mai stătea de vorbă cu unii, cu alții, cu mine n-a stat de vorbă. Mai erau acolo de la martori unul, mai erau niște legionari, încă greco-catolici, erau mai mulți preoți. În închisoare au fost foarte mulți preoți greco-catolici și cu episcopi, am stat cu un episcop. Și acolo am primit a doua cântare. Era într-o dimineață și am meditat la cuvântul Domnului din cartea prorocului Daniel, capitolul 3, la cei trei tineri pe care Nebucadnețar, împăratul Babilonului, i-a aruncat în cuptorul de foc pentru că n-a vrut să se supună și să se închine la statuia pe care el o ridicase. Și zice că i-au legat cu hainele lor și a încălzit cuptorul de 7 ori mai tare decât obișnuit și cei care i-au aruncat în cuptor au pierit, adică au murit de puterea focului și ei au căzut în mijlocul cuptorului, cum scrie, cum ați citit, și după câteva clipe s-au ridicat liberi în mijlocul cuptorului. Toate legăturile arseseră și ei se plimbau slobozi, spune Scriptura, dar nu mai erau trei, ci erau patru. Și am zis, Doamne, dacă Tu ai îngăduit ca eu să ajung în acest cuptor al suferinței, știu că acest cuptor nu va arde decât legăturile cu care eventual sunt legat de una, de alta. Și Tu vrei să mă vezi liber ca să te poți folosi de mine. Ideea aceasta apoi s-a transformat într-o cântare. A doua, Sfânt cuptor al suferinței, care zice, Sfânt cuptor al suferinței, ce mă arzi fără să pierd, aripi noi dai Tu credinței să mă înalțe către cer. Și așa mai departe. Atât de mult m-am bucurat, a primit și o melodie. Cântarea asta și altele au ieșit înainte de eliberarea mea din închisoare. Unii care le-au învățat așa în șoaptă, le-au scos și au ajuns acasă la nevastă mea și pe la frați, au ajuns înaintea mea cu mult timp. Cântarea asta au învățat-o mai mulți, că dacă era vorba de suferință, cealaltă bucuria păcii și aia a învățat-o. Mulți credincioși, dar asta l-a învățat-o și necredincioși. Fiind acolo în strâmtorarea aceea, se legau și ei de orice pai, de orice lucru, care, și mai ales când era vorba de Domnul Iisus și de cuvânt, ei se prindeau cu puterile care le aveau ca să scape oarecum și s-au întors mulți la Dumnezeu, sigur. Unii au făcut-o numai de formă acolo, dar noi nu știm ce s-a petrecut în sufletele celorlalți. Mi-aduc aminte că după ce mi-au făcut ancheta în securitate, care cum terminau sau aproape terminau ancheta, eliberau celulele securității, că veneau alții, și ne-a dus în penitenciarul din Cluj. La penitenciar
Ni s-a schimbat și hrana. La securitate ne dădea o hrană mai consistentă, adică mai multă pâine, nu ne dădea mămăligă, 200-300 de grame de pâine, dar nu ne dădea mămăligă. Și zeama care o dădea, dar oricum pâinea era mai multă. Când ne-a dus la penitenciar în Cluj, ne-a dat hrana care se dădeau la penitenciare. Adică ne dădea mămăligă și pâine numai 80 de grame. Și o zeamă mai rea și în fine totul era mai rău. Dar acolo, în penitenciar, în celula 7, eram 15 inși. Celulă tot așa, pe 2 și 3. Închipuiți, 15 inși, 5 paturi, dormeau și pe jos și două hârdaie, unul pentru apă, unul pentru necesități, una lângă alta. Puneau clor în hârdeau cu murdărie și așa pișca la ochi. Și am dus într-o zi, tot așa, aduceau oameni noi. Într-o zi, bagă pe un om mai bătrân, mai în vârstă, și el spune: eu sunt profesorul Mărginianu, din profesor de matematică din Cluj, de la un liceu. Pentru ce sunteți închis? Apoi zice: eu am făcut politică legionară și ne-au închis. Că atunci se adunau și legionarii, toți se adunau și... El fusese greco-catolic, dar trecuse la romano-catolici. Pe romano-catolici nu îi închidea decât dacă mai aveau ceva. Pe greco-catolici îi închidea dacă nu treceau la ortodoxie, preoții. Și pe Mărgineanul acesta, profesorul acesta de matematică, așa era legea acolo, înainte de a te băga în celulă, îți făcea o percheziție pe holul de jos, eram la etaj. Și l-a buzunărit bine și a găsit un șirac de mărgele, rozariu, îi spune așa, la catolici. Fiecare bobiță era cu bobițe negre și fiecare bobiță trebuia să spui o anumită formulă. Și jos, la mijloc, era o cruce unde trebuia să spui mai multe rugăciuni. Și ăia, când l-au găsit în buzunar asta, l-au rupt și l-au aruncat. Bobițele s-au dus încoace și încolo, pe jos, pe ciment, dar cruciulița și cu vreo trei bobițe au rămas neîmprăștiate și el a pus piciorul pe cruciuliță și pe alea care au mai rămas. Și după ce s-au dus gardienii la alți deținuți, el s-a plecat și i-a luat și le-a băgat iarăși în buzunar. Și a venit cu ele în celulă și ne-a arătat asta. Zice: uite ce mi s-a întâmplat și uite ce a mai rămas. Și în fiecare zi se retrăgea și cu cele trei bobițe și cu cruciulița spunea niște rugăciuni. Acum, stând acolo, iarăși ne-am legitimat, ca să zic așa, unii altora. Ne-am spus cine suntem, pentru ce suntem închiși. Deja era anul 1960. Nu, tot 59, că nu eram judecați încă. După aia ne-a dus la Gherla și de la Gherla ne-a dus înapoi la Cluj, la Tribunalul Militar. Ei, drumurile astea nu trebuia să le facem, dar ei, pentru că nu mai aveau loc, ne băgau deja la închisoare fără să fim judecați. Și ne aducea din Gherla la proces. Pentru că ei știau că procesul e numai o formă. Eram hotărâți din București, de la minister, cât să fim pedepsiți, cum să fim și... Eram 15 inși de 7 religii. Eram de la Vastea Domnului, erau doi martori al lui Jehova, erau un reformat, erau un greco-catolic, un romano-catolic, un ortodox, un profesor de chimie, tot legionar. Și noi de la Vastea Domnului. În fine, șapte religii sau șapte feluri de a crede. Eu le-am propus: uite, suntem aici de șapte religii, suntem 15-5. N-ar fi bine să trăim împreună în pace și
în liniște, să nu ne atacăm unul pe altul cu crezul nostru fiecare, dar să căutăm lucrurile care ne-ar putea uni, să căutăm ceva din Evanghelie ca să discutăm dimineața. Da, e bună propunerea asta. Zic, ce ziceți? Care aveți o propunere? Nimeni n-a spus ceva. Eu zic, am o propunere, să începem cu fericirile din Evanghelia după Matei. Foarte bine. Și zic, uite, spunem fericirile și fiecare spune câte un gând, așa. Dar profesorul ăla de chimie ortodox zice, părinte, începeți dumneavoastră, îmi spune mie. Păi zic, dar eu nu sunt preot. Zice, vă rog, permiteți-mi să vă spun, părinte. Dar totuși nu sunt preot. Dar mie îmi place să vă spun așa. Și am început. Și așa era de bine. Stăteam înaintea Domnului cu cuvântul lui. Și le cântam în șoaptă câte o cântare, că acum aveam câteva cântări și mi-a revenit și memoria. Și profesorul ăla de matematică, Mărginianu, domnule Moldoveanu, vreau să învăț și eu cântările astea, că zice, am niște nepoți și dacă scap, să pot să-i învăț și pe ei. Bine, domnul profesor. Și i-am cântat Sfânt Cuptor al Suferinței. Dar din cei doi martori, unul din ei îl chema Platon. Ce nu avea? Zic, dar de unde sunteți deloc? Zice, sunt din Bistrița. Și cum de v-a închis așa? Păi zice, eu, uite, la noi este un fel de organizare, așa că... Și eu eram serv. Ce era la serv? Zice, domnul Moldoveanu, tare îmi plac cântările astea, să le învăț și eu, dar zice, noi n-avem voie. Ce la noi, zice, este un cătănișag, spus el în cuvântul ăsta, adică e ca la armată, n-ai voie să gândești. Zic, domnule Platon, eu vă învăț dacă vreți. Și încet așa a învățat și profesorul Mărgineanu și mi-am adus aminte de toată cântarea, un nu-s mai tare ispitele ca harul. Așa i-a plăcut și martorul ăla și ei n-aveau voie să... Dar totuși a învățat câteva cântări și profesorul Mărgineanu. Și zice, profesorul ăsta Mărgineanu se retrăgea acolo lângă pat și acum dimineața trebuia să aveam o cârpă și făceam de servici să ștergem pe jos. Era așa legea. Și mi-aduc aminte că unul când ștergea pe jos, el se ruga acolo, dar el vedea cum ăla dădea cu cârpa și se tot da încoace și încolo rugându-se. Și zice, domnul Moldoveanu, spune el, zice, printre rugăciunile care le spun eu la rozariu, am introdus și Sfânt Cuptor al Suferinței. Zice, și o spun în fiecare zi ca o rugăciune. Bine, domnule profesor, dacă socotiți că vă face, vă e de folos, spuneți-o. Că e ca o rugăciune, de fapt. Și am stat acolo vreo lună, poate mai mult de o lună, în celulă cu 15 inși. Și într-o zi ne-a scos, a adus și un evreu, da, era și un evreu, de aia 7 religii. Era un evreu, bietul evreu, era mai bătrân și... Dar de ce v-a închis pe dumneavoastră? Apoi zice, a venit mașina ambasadei din București, aici în Cluj, și zice, eu m-am apropiat de mașina aia și m-au arestat. El mânca coșer. Nu mânca mâncarea care se dădea acolo, că mai băga printre ea niște oase sau un fel de intestine, așa fierbea acolo, că venea și rău. Și el nu putea mânca aia, că el era coșer și atunci mânca numai mămăliga aia și dădea dimineața o zeamă neagră de orz, așa. Și i s-a permis să-i aducă de acasă un pachet. Un pachet era zahăr și biscuiți ce-o fi avut acolo. Și ne-a dat câte o bucățică de zahăr evreu. Și când am văzut zahărul acela, parcă mi-a venit să plâng. După atâta timp am gustat și eu ceva dulce. I-am mulțumit evreului săracul. Era bun așa la
Ne-a scos de acolo, ne-a scos pe mine și mai era un frate tot de la oastea Domnului, ne-a băgat împreună. Ne-a dus jos în curte și ne-a pus într-o mașină și mai erau doi, tot din lotul nostru. Doi frați, eram patru. Și ne-a dus la Gherla. La Gherla, când am ajuns, ne-a luat în primire câțiva gardieni. Era unul înalt, Șomle, îl chema, cu bâte în mână erau. După ce ne-au dat jos, cei care ne-au dus cu actele, le aveau, le-au dat în primire la directorul închisorii sau comandantul închisorii. Ei au plecat și pe noi ne-au lăsat acolo. Stăteam, bă, zice, știți voi unde sunteți aici? Șomlea ăsta și mai erau 3-4 gardieni. N-am zis nimic, nimeni n-a scos nicio vorbă. Bă, așa se obișnuia, sunteți în Gherla, în mormântul Gherlii, bă, și să știți că aici se cam bate. N-am scos nicio vorbă, veniți încoace. Ne-am dus după el și după ce am intrat într-un gang care ducea într-o curte, la dreapta era o poartă care s-a deschis și era un fel de tunel, dar nu un tunel, așa un fel de hrubă întunecoasă. Ne-a băgat acolo. A închis ușa după noi. Ce-o fi făcând cu noi aici? Nu era nici nimic, nu era decât gol și întuneric. Am stat acolo. Era un frate dintr-o comună de aici, din 30-40 de kilometri. Erau doi frați din Cluj și eu, patru inși. După un timp, o oră, două, nu mai știu, ne-a scos din hruba aia întunecoasă, veniți după mine. Ne-a dus în pavilionul nou, nou. Era scris pe el 1859. Dar era cel mai nou din trei pavilioane care erau acolo în incinta închisorii. Atunci a împlinit 100 de ani și pavilionul acela. Atunci s-a împlinit 100 de ani de la unirea Moldovei cu Muntenia. Și cu ocazia asta s-au făcut manifestații din acele... și studenții de la Cluj, de la Timișoara, ei au trecut peste calo. Atunci s-a cântat pentru prima dată Hora Unirii, de când a venit comunismul. Cu ocazia asta au și depistat securitatea cine a sărit peste cal. Și mulți studenți și profesori de la Timișoara și de la Cluj au fost închiși pentru că au cântat Hora Unirii și au manifestat într-o formă care nu le-a plăcut la conducere. Și ne-a urcat la etajul 2, în pavilionul acela, în celula 67. Când am intrat acolo, mai erau patru inși. Și cu noi patru, opt. Am închis ușa și zice gardianul, bă, îi spune la un frate, tu ești șef de cameră, ești șef de celulă. Ăla, n-am mai zis nimic, ce era să zic. Pe el îl trăgea la răspundere dacă ceva se întâmpla. A doua zi, a treia zi, nu știu când, zic, uite ce, n-ați vrea, vă propun ceva. Uite, eu sunt muzician. N-ați vrea să știți ceva despre muzică? Așa, să cunoașteți așa cât de cât. Ba da, zice, am zis cât de cât să vorbim altceva, mai bine să vorbim ceva care ne-ar folosi și nu i-ar jena nici pe ei și nici pe noi. Și am început cu muzica, să o iau de la început. Ce este muzica, cum așa, 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 cu scrierea ei. Și... Dar n-am stat împreună decât două săptămâni, din 4 noiembrie până în 17 noiembrie. Într-o dimineață, în dimineața de 17 noiembrie, ne-a scos pe noi de la oastea Domnului patru inși și ne-a dus niște haine noi, niște pantaloni scurți. Când am intrat în Gherla, ne-a dezbrăcat de hainele noastre civile, cum eram la securitate, și ne-a îmbrăcat în hainele lor. Ne-a dat pantaloni scurți, de doc și rupți și lustruiți de murdărie. Și o bluză tot de doc și o bonetă. O bonetă putredă, că nu stătea pe cap, am pus o batistă deasupra ca să nu vină în gât.
Era frig și ne îmbrăcat cu hainele alea, era noiembrie și numai în dimineața de 17 noiembrie ne aduce niște haine noi, de deținut, bineînțeles. Și o manta, fiice, ce s-a întâmplat de ne dă nouă niște haine așa de bune? Dar, zice, hainele celelalte vechi le lăsați aici, în celulă. Ne-am gândit ce-o fi și ne-a urcat într-un camion și au pornit spre Cluj. Am ajuns la tribunalul militar. La tribunalul militar erau mulți frați și surori la poartă. Ei fuseseră anunțați că are loc procesul. Dar nu văd pe nevastă mea. Mulți erau în curtea tribunalului. Mulți. Nu văd pe nevastă mea. Atunci așa un fior mi-a trecut. Nu cumva o fi și ea închisă. Nu cumva o să o fi îmbolnăvit, o fi murit după 5 luni, 6 luni. Și ne-a băgat pe un coridor, apoi pe niște scări, să ne urcăm în sala de judecată. Și acolo, în fața ușii, mai erau niște surori și frați. Și era și nevastă mea. Așa m-am bucurat când am văzut-o, dar n-am putut schimba nicio vorbă. Ea mi-a făcut semn că are o traistă cu ceva să-mi dea, dar n-am apucat să ajungem la ea. Și am văzut-o și pe Daniela, era de 5 ani, era în brațe la un frate. Și ne-a băgat pe noi, după aceea au intrat și familiile. Pe noi ne-a băgat în boxă, ne-au strigat pe nume, familiile au luat loc pe băncile de acolo și o zi întreagă ne-au judecat, adică pe rând. Ne-au întrebat și întâi au citit procurorul, apoi așa cum este. Cu asta a început și judecătorul. Și acum, când în jurul pământului se învârtesc sputnicile, când știința e atât de avansată, voi, care sunteți uneltele imperialismului, cu o mentalitate retrogradă, voi cu misticismul vostru vreți să opriți societatea să nu mai meargă înainte și în felul acesta ne-a ținut judecătorul o cuvântare. Că atunci erau cu Gagarin în 59. Și noi n-am zis nimic. Și a început apoi să ne judece pe rând și să ne întrebe și așa, ați făcut, ați mers acolo, ați mers. Sigur că nu era nimic ca să nu recunoaștem, că nu erau lucruri. Pe mine m-a întrebat, ai făcut propagandă prin cântări religioase în secta Oastea Domnului? Nu suntem împotriva artei, dar suntem împotriva propagandei religioase. N-am pus avocați, nici nevastă mea, dar au pus ei din oficiu, pe care a trebuit să îi plătească, că așa era obiceiul. 22 de persoane ne-a ținut de dimineața până noaptea, să zicem așa, nu știam noi cât e ceasul. Dar era mult din noapte până s-a terminat cu toții. Că tot uitându-mă așa spre masa judecătorilor acolo, mă durea gâtul, că stăteam așa într-un fel că trebuia să întorc gâtul. Apoi ședința s-a încheiat, nu ne-a comunicat nimic, ne-a comunicat numai în luna februarie, sentința, dar de fapt ea s-a comunicat a doua zi, dar n-am știut-o decât membrii familiei. Ei n-au socotit că e necesar să ne-o spună imediat, ne-o spus-o după aia. Ne-a întors înapoi în gherla, ne-a dezbrăcat de hainele, vai ce! Așa, parcă iarăși ne-am îmbrăcat cu frigul și cu... Zice, bă, numai proști mai cred astăzi în Dumnezeu, ne spuneau gardienii. Băi, nu vedeți că printre voi toți sunt proști. Și uite, băi, de exemplu, tu ce ai fost în viața civilă? Și am fost profesor. Când au auzit ăla, au înghițit-o și au plecat, gardianul. Așa, ne-am luat apoi închisoarea fără să ne mai gândim la altceva. De acum s-a pronunțat, am trecut prin judecată. Cât o fi să ne dea, ne va comunica. Ne-a scos de acolo, din celula 67 și ne-a băgat în celula 13.
la parter. Eram 14 frați de la oastea Domnului, mai era un adventist și pe Richard. L-a adus și pe Richard. Pe el l-a judecat singur, nu era cu noi. Cu noi era Alice, dacă ați auzit de Alice, care a îngrijit de sora Bințea și de copii. Pe ea a băgat-o în lotul nostru. De ce o fi băgat-o? Ea s-a dus de vreo două ori, că Dorza a avut și un domiciliu obligatoriu, un bărăgan, un an și ceva așa, și făcea și el la o gospodărie din asta, nu știu. Și Alice s-a dus cu mâncare pe la el, pe la, și se vede că ăștia au urmărit-o și au băgat-o și pe ea în lotul ăsta cu noi. Dar pe Alice n-am văzut-o decât în boxă și n-am mai văzut-o. Acum am intrat în celula 13, era 18 noiembrie. Aici eram mai mulți, era o celulă mai mare, erau 20 de paturi, dar mai mulți deținuți. Eram și cu Richard și cu frații acolo, deci puteam să stăm de vorbă mai mult și Richard în fiecare zi ne vorbea și așa, vorbeam împreună. Însă Richard era tare bolnav atunci, tușea tare și slăbise și eu am propus la frați, cei 14 frați, fraților, vedeți pe fratele Richard. E așa de bolnav, mâncarea e așa de slabă și de puțină. Cum am putea să-l ajutăm? Că zic, eu așa socotesc, el e mai valoros decât noi toți care suntem aici. Zic, eu am o propunere, să-i dăm în fiecare dimineață unul porția de pâine, ale 80 de grame cât erau, felia aia de pâine, și o dăm lângă felia lui, ca să fie ceva în plus. Zice, bine. Noi ne-am vorbit așa mai în taină. Și zic, începem cu mine. Și a doua zi, când a venit pâinea tăiată pentru câți eram acolo, am dat lui Richard două. Dar el se uită, ce e asta? Ia și folosește-o. Cine a dat-o? Folosește-o, zic, mă, voi nu știți ce înseamnă închisoarea. Păi dacă îți dai pâinea pe o zi, voi știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă viață. Și dacă nu mănânci asta, nu mai ai de unde să iei. Eu o dau și pe-a mea. Și aruncă pâinea și pâinea lui. Zic, stai frate, Richard, nu lua chiar așa. Zic, uite, ești bolnav. Noi nu suntem chiar așa bolnavi. Suntem și mai tineri și înțelege ce gândul nostru. Vrem să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu. Ești mai important și trebuie să ieși din închisoare. Și uite acum, cu mâncarea asta slabă și bolnav și mai mare ca noi, ca fizic. Nu. Așa, pe cu mare greutate l-am făcut să-și ia porția lui. N-a vrut. În fiecare dimineață, însă, aveam un cuvânt, fiecare se gândea la câte ceva și spunea. Apoi Richard vorbea, el ținea predica. Stăteam acolo înghesuiți, între paturi, nu aveam voie, dar totuși ne găseam așa și el ne spunea. Acum, dintre frați, unii mai picoteau așa. Mai zice, dacă vorbirea mea nu are alt efect bun decât că vă poate adormi și adormiți fiind, sunteți izbăviți din închisoare cât timp dormiți, că visați și așa, zice, eu mă bucur și pentru asta. Sigur că a fost așa o glumă bună, ca să nu mai adoarmă unii. Apoi ne punea pe burtă, ne pedepsea, că așa era acolo în închisoare. Ne-a băgat sub pat într-o zi. Dar eu nu încăpeam pentru că nu puteam să mă plec cu mâna asta. El nu putea încăpea că era înalt și eram alăturea. A venit gardianul și picioarele, abia am intrat și ne-a ținut mult acolo. Și acolo am primit o cântare. Deja ajunsesem la cântarea numărul 5.
Altădată, tot la fel. Ne-a pus iar pe burtă și ne-a lăsat de uitat. Și era iarnă și frig. Ajunsesem la cântarea numărul 9. Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de al tău cuvânt. Și cât am stat, n-avem voie să vorbim sau să ne... Gardianul venea și ne călca. Și după ce ne-am sculat, zic, hai să-ți spun o cântare, lui Richard. Și spun, măi, Nicule, și să ne mai țină ăștia pe burtă ca să mai iasă asemenea cântări. Dar într-o dimineață l-au scos pe Richard și l-au dus la infirmerie. Boala lui s-a agravat și a venit medicul și l-a văzut și l-a dus la infirmerie, la tebeciști. Nu l-a mai văzut pe Richard. Acolo era și așa, un fel de spital la un etaj unde mai ales cei cu boli infecțioase sau așa erau scoși dintre ceilalți și așa l-a scos și pe Richard. Nu l-a mai văzut decât după 3 ani sau 2 ani și jumătate când ne-a dus din Delta în Gherla. Atunci iar am nimerit împreună. De data asta nu mai era așa bolnav. După ce l-a scos pe Richard, se deschide ușa într-o zi și intră un șir de deținuți. Cu căciule albe erau, le dăduse căciuli. Noi n-am mai apucat să mai ajungem la ceva mai cald. Cine era? Vișchi era. Și cu lotul lui. Am intrat acolo, ne-a întrebat că pentru ce suntem noi închiși. Și noi i-am întrebat pe ei. Păi zic, pentru Oastea Domnului. Da! Zic, suntem 14 de la Oastea Domnului. Vișchi zice, eu m-am rugat Domnului, vorbea rău românește, ca și acum, m-am rugat Domnului să-mi dea harul să cunosc un frate de la Oastea Domnului și mi-a dat 14. Atâta s-a bucurat Vișchi. Am început să stăm de vorbă, iarăși din cuvânt în fiecare zi spunea și el gânduri foarte frumoase. Și Dânsul era reformat, nu? Dânsul era preot reformat și mai erau cu vreo câțiva, tot din lotul dânsului. Am spus că, uite, pentru ce sunt condamnat eu special, așa că pentru ce că ai fost la adunare, dar cam ce ai mai făcut. Și Vișchi, când a aflat că eu compun, atâta s-a bucurat. Ne cânta și el în limba maghiară, ne traducea și cântam și eu și zice, uite, frate Nicule, eu vreau să traduc în limba maghiară din cântările acestea. Bine, frate Vișchi, Sfânt Cuptor al Suferinței. Era o cântare din Isaia 54. Atât i-a plăcut lui și a tradus 6 cântări în limba maghiară și le învăța. Fiecare zi făceam exerciții de așa. Apoi s-a apropiat sărbătorile Crăciunului și el ne-a învățat o cântare în limba latină, cam așa se cânta. Ta ri 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 la ri ri la ra. Asta ne-a învățat el în limba latină. Și am stat zilele acele de Crăciun împreună, am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Asta a fost primele sărbători de naștere a Domnului, prima sărbătoare în anul 1959, în celula 13. În închisoare aveam dreptul la 20 de minute în 24 de ore de aer, dar nu ne scoteam fiecare zi, când voia lui. Și atunci, în ziua de 30 ianuarie, ne-a scos la aer o zi geroasă, senină. După ce ne-am umplut bine de frig, ne-a dus în celulă tot frig, mai frig. Ne plimbam așa ca să nu înghețăm. Ceilalți s-au așezat pe bancă și stăteau, picoteau. M-am dus la fereastră și mă uitam printre... Erau niște scânduri în fereastră ca să nu se vadă în afară lumina, decât în sus. Era un fel de jaluzele, dar fixe, și se privește în sus, nu în jos, cum de obicei sunt în jaluzelele și care se mișcă. Astea nu se mișcau, era sistem rusesc.
Și mă uitam așa cât puteam vedea cerul și se proiecta pe perete lumina care venea de la soare, își lua formă de jaluzele așa pe perete ca la un film. Și mă gândeam, Doamne, eu privesc cerul senin, dar același cer îl privește și familia mea. Și ne întâlnim privind cerul. Eu aici, familia acasă. Și parcă privind așa am simțit că lumina aia mă încălzește. Și am început să cânt o melodie, dar și un text deodată. Cer senin, cer senin, de lumină tu ești plin. Raza ta, raza ta, încălzește viața mea. Eu am zis încălzește, normal e luminează, dar pe mine m-a încălzit atunci lumina aceea. Și un refren și am continuat încet, încet, plimbându-mă, am mai adăugat multe strofe, vreo 5. Era ziua de 30 ianuarie, o sărbătoare mare în Biserica Ortodoxă, Sfinții trei ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan. Vasile cel Mare, Grigore de Nazianz și Ioan Gură de Aur. Ăștia sărbătoriți toți în ziua de 30 ianuarie. Și era și duminică. În ziua de 3 februarie, dimineața, era ziua mea de naștere. Vine gardianul cu un tabel în mână, cine își aude numele să iasă afară. I-a luat la rând, am ieșit toți de la oastea Domnului, toți am ieșit. 13, că unul scosese mai dinainte, l-au dus la muncă, era acolo o fabrică sau nu știu la ce l-a dus. Că ei mai alegeau așa mai bun de lucru, nu știu pe ce criterii. Și ne-au scos din celulă, ne-au dus afară. Am ajuns la celularul celălalt, pavilionul celălalt. Zice, intrați la stânga, era un coridor și după câțiva metri era un fel de tunel, așa cam de un metru, nici de un metru. Intrați prin tunelul acesta și mergeți. Ne-am speriat, ce-o fi cu noi? De ce ne-o fi băgând prin tunel? Am intrat în tunel, întunecos, așa cum am putut merge ca pe patru labe. Și după 5-6 metri, 10 metri, cât o fi mers prin tunelul ăla, nu știu, am ieșit într-o sală, așa, un coridor, iar un coridor luminat. Era și mai cald. Am stat acolo, era gardianul și așteptați aici. Era uși, colo, 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 uși. Și la un moment dat se deschide ușa și strigă, cu tare, intră înăuntru. După 2-3 minute ies afară. Zice, mi-a comunicat sentința, am 6 ani, nu știu pe cine, intră altul. Eu am 8 ani, intră altul, eu am 3 ani. Erau vreo câțiva cu 3 ani, mai bătrâni și mai puțin vinovați, ca să zic așa. Și la urmă mă cheamă și pe mine. Mie mi-au comunicat 12 ani. Eu am avut cea mai grea pedeapsă de acolo. După ce s-a terminat, nu ne-am mai dus prin tunel, am ieșit pe ușa normală, mi-a dus în celulă. Toți erau supărați, mai ales cei care mai aveau ani mai mulți. Până la 8 ani avea cel mai mult și eu aveam 12. Eu iarăși, ca și ziua de 30, mă plimbam, Doamne, ziua mea de naștere, Tu m-ai adus pe lume. Oamenii mi-au dat 12 ani cadou de ziua mea de naștere. Dar eu știu, Doamne, că nu sunt la întâmplare aici. Și mă plimbam așa, tot prin față la ceilalți, până la fereastră și până la ușă. Și mi-a venit în minte o idee. Doamne, mai înainte de a fi rău și bine, mai înainte de ale lumii temelii, ale mele zile toate au fost în Tine, cu ale lor dureri și sfinte bucurii. A urmat apoi a doua strofă, a treia strofă
și a patra strofă. La patra strofă mi-am adus aminte de un tablou din copilăria mea. Mama a avut mulți copii, eu eram cel mai mare și am fost martor la toți copiii până când am plecat de acasă, că după aia mai urmați și alții. Dar când făcea mama bai la copii în albia aceea, în Moldova se spune și covată, după ce lua și punea apa de pe sobă ca să facă bai la copil, măsura cu partea asta de la mână să vadă dacă poate să reziste copilul, că aici era pielea mai sensibilă. Și am zis, Doamne, dacă Tu ai îngăduit ca eu să intru aici, Tu ai măsurat înainte să vezi dacă eu pot să rezist, apoi m-ai lăsat pe mine, ai văzut că pot să rezist. Cu asta s-a încheiat cântarea. Și am primit și melodia tot atunci, plimbându-mă, și le-am cântat-o iarăși în șoaptă fraților. Asta a fost ziua, prima, să zic așa, aniversare în închisoare. Am primit cântarea aceasta. Apoi a urmat, ne-au scos din celula aceea și ne-a dus în celula 66, unde am primit iarăși cântări, la rând, până în luna mai. În luna mai s-a făcut o mișcare odată pe celular, că noi auzam mișcări cum s-au scos la muncă oameni din celule. Și a venit și în celula 66 și a zis, cu tare, fă-ți bagajul. Dar cineva spunea că pentru muncă. Și era și medicul. Și am spus, domnule doctor, vreau și eu să ies la muncă. Păi dumneata ești înapt, doctorul, sau tu ești înapt. Dar pot face și eu ceva, voiam să scap din celulă. Nu se poate. M-a dus acolo, s-a uitat la mine, a văzut care e situația. M-a băgat înapoi în celulă. Scosese și pe un frate cu care dormeam în același pat, că dormeam doi înși într-un pat din ăla mic, din Cluj, fratele Chișu, era mai în vârstă. L-a scos la pentru muncă. Acolo nu numai de frig sufeream, dar sufeream și de foame. Și m-am gândit, mi-a venit în minte într-o zi, cum să fac eu să ajung măcar o singură dată să mă satur? Dar cu ce să te saturi, că tot atâta porții îți dădeam fiecare zi? Am zis, mine, să rup în fiecare zi câteva fărâmituri din pâine, din cele 80 de grame de pâine, care ni le dădea dimineața, și la amiază ne dădea mămăligă aceea, o mămăligă prăjită, așa, îi spunea turtoi, cam cât două degete și cât palma de lung. Așa, o mâncai câteva înghițituri și pe aia. Și am rupt câteva fărâmituri din aia de dimineață și din mămăliga aceea de la amiază și le puneam într-un săculeț. Și într-o săptămână, sâmbăta, să le mănânc alături de porția care... ca să mă simt un pic mai plin, așa. Eu am făcut lucrul ăsta și după mine s-o mai lua și alți frați. Au făcut și ei așa. Și fratele acesta, Chișu, cu care dormeam, și el își aduna. Și sâmbăta puneam toți în gamela care o aveam, ne-o dat-o ei, și când ne dădea zea mai neagră, puneam acolo și așa, mâncam muietura aia. Când l-a scos din celulă, el avea săculețul atârnat la pat. A uitat săculețul, bietul frate Chișu, și-a uitat pâinea. Acum nu mai puteam, adică fărâmiturile alea. L-am luat, sigur, am mai împărțit pe acolo cu cei care erau, a fost ceva mai mult. Dar bucățelele alea de pâine, într-o săptămână, mucegăiau. Nu ne mai uitam că sunt mucegăite. Le puneam acolo mucegăite, cum erau. După vreo două săptămâni, iar s-a mai făcut mișcare. Și de data aceasta, mai multă gălăgie, ne-a scos pe toți din celulă, sau aproape pe toți. Și pe inapt, și pe mine. Și ne-a dus jos. Când am văzut că coborau pe scări frați, ne-am căutat să ne grupăm.
Și atunci l-am întâlnit și pe Dorz și ne-au așezat câte 10 în holul mare al închisorii și apoi ne-am împărțit pe rânduri. Ne-a dus în niște celule mari. În celulele acelea apoi ne-a scos, ne-a pus ca să stăm acolo, dar ne-a scos pe rând ca să mergem să recunoaștem bagajul. Și atunci am avut cu Dorz o discuție referitor la starea noastră de închisoare. El a spus că Dumnezeu a îngăduit să fim închiși pentru ca să ne verificăm și să ne corectăm și viața noastră morală, dar mai ales concepția noastră, învățătura care o aveam din Evanghelie, atâta cât se potrivește cu Evanghelia, cu învățătura Bisericii Ortodoxe, să păstrăm. Și restul, ceea ce nu se potrivește cu învățătura Evangheliei, să renunțăm. Ei, am avut o discuție, mare discuție, mai lungă și, în fine, lucrul acesta a fost pentru mine iarăși o mare suferință, din pricină că eu n-am putut să primesc ce mi s-a propus, o întoarcere înapoi la învățătura care nu este evanghelică. Ei, și asta mi-a tras apoi mi-a adus multă suferință. Ne-a scos apoi și ne-a dus în delta, în vagoane de boi, 50 de inși într-un vagon. Ne-a dat o pâine și o bucată de marmeladă și o bucată de brânză sărată. Ne-a dus în vagoane de boi noaptea, 600 sau 800 de deținuți într-un tren. Și ne-au spus la îmbarcare: ați primit pâinea aceasta și brânza și marmelada pentru 3 zile. Dacă o mâncați pe toată, la o mâncare, 3 zile nu mai aveți ce să mâncați. Dacă vă împărțiți, aveți ce să mâncați. Așa. Eu am ascultat de lucrul acesta și am mâncat puțin ca să am 3 zile. Am mers 2 nopți și o zi până la Brăila cu trenul. Era un hârdău cu apă și unul pentru murdărie, închiși în vagon de boi, întuneric și ziua. Am ajuns la Brăila, era noaptea, ne-au îmbarcat într-un bac. Am mers încă 2 nopți și o zi pe Dunăre până la Periprava, punctul cel mai depărtat al țării. Noi n-am știut unde mergem, dar ne-am pomenit acolo și ni s-a spus unde suntem, apoi de alții. Era o dimineață ploioasă, o ploaie măruntă și frig când ne-a scos așa pe rând. Ne-a încolonat câte 5, ne-a pus să ne luăm de braț și să stăm așa până când s-au coborât toți. Un convoi de 600 sau 800 de persoane, pe rânduri de câte 5. Și ploaia aia ne-a pătruns până la piele, tremuram de frig și înconjurați de soldați cu câini. Și gardieni erau, dar erau și soldați din Ministerul de Interne, bineînțeles, securitatea. Și ne-au dus 5 kilometri prin nisip în delta. Un drum de nisip, așa, de bea călcam și era umed, ne intra picioarele. 5 kilometri și am ajuns la un moment dat la o colonie închisă cu 2 rânduri de gard de sârmă înaltă și cu sentinele deasupra din loc în loc și barăci în colonie. Era dimineața când ne-am îmbarcat și am ajuns pe la amiază, că am mers încet. Nu puteam merge atâta coloană de deținuți, convoiul acela. Apoi am intrat în curtea coloniei, ne-au făcut percheziție. Acolo a început să ne repartizeze pe barăci. Iarăși am zis să fim grupați credincioșii și ne-a repartizat într-o baracă și când am ajuns în baracă, zic: fraților, eram cu Dorz și încă cu 2 frați, mai aveți ceva de mâncare?
Nu mai avem. Zic, uite, eu mai am o coajă de pâine, cam cât palma. Hai să o împărțim, că mi-am păstrat-o cum ne-a spus ea. Și eu am împărțit coaja aia de pâine. Am mâncat, dar nu ne-a dat mâncare, că nu eram băgați în porție. Numai a doua zi. Însă, până la colonie, ne-a plouat. Când am ajuns la colonie, s-a înseninat cerul și s-a ivit soarele. Parcă ne-a încălzit așa un pic. În colonii mai erau deținuți mai de mult, dar mai puțin. Și între ei erau și unii din lotul lui Moisescu. Și vine la noi, adică s-a interesat cam cine a venit acum în colonie, de unde au venit, de la Gherla, da, cam cine. Și s-a interesat și zice, uite, e Dorz și cu Moldoveanu. Unii sunt în baraca aia. Și ne-a căutat. Îl chema Ban Traian. El era mai vechi pe acolo, în fine, muncea, avea. Ne-a adus o bucățică de pâine și puțină marmeladă de la el. Și apoi ne-a adus și niște boabe de porumb. Că deținuții care erau în colonie erau scoși la munca câmpului din delta, de acolo. Făceau niște experiență. Să vadă cam cum solul de acolo, cam cum. Și mâncam boabele de porumb, le-am muiat cu apă. Apoi, a doua zi, ne-a adus niște buruieni, căpriță, spune. Nu este, nu se mănâncă, dar un fel de lobodă sălbatică, așa ceva. Am mâncat și iarba aia, buruiana aia, că eram tare flămânzi. După aia ne-a băgat în porție și așa am început viața de colonie, dar acolo iarăși ne-au făcut de fel de repartizări. Cine mai putea să lucreze puțin, cine nu putea să lucreze, ne-a repartizat într-o baracă numai de inapți. Și Dorz nu era inapt, dar avea totuși cu inima o boală, avea stenoză mitrală. Și am fost împreună, dar eu, în timpul cât am fost la Gherla, m-am mai întâlnit cu unii frați care fuseseră cu Dorz și învățaseră câteva poezii, între care Frumoasă dragoste din tâi. Și eu i-am pus melodie și i-am cântat lui Dorz, era încântat. Și el iar a început discuția care începuse la Gherla și eu am spus, hai să o lăsăm, să lăsăm până când ieșim afară și hai să facem cântări aici. Nu, nu se poate. Nu putem lucra până când nu ne clarificăm cu învățătura. Adică lucrarea ar fi inutilă dacă nu ești una cu învățătura. Așa am discutat luni de zile până când el a rupt-o de tot cu mine, dar în toiul discuției el mi-a mai spus din poeziile lui, am pus melodii la textele lui, am găsit un ciop de sticlă, o bucățică de sticlă și el și le însemnam așa, nici cât palma nu era mai mic. Dar însemnam ideile și le memoram. Oarecum am potolit spiritele, dar nu ținea mult asta, că el revenea la idei. S-a născut în mod special vreo melodie în acea perioadă? Da, multe. Și cu text și cu melodie personale am pus și la ale lui. În ale lui a fost așa mai semnificativ, pe lângă Frumoasă dragoste din tâi, o învață, mai era sigur personală, dar de ale lui nu mi-aduc aminte exact ce. Mai multe cântări le-am notate, dar lui îi plăceau tare mult și învăța și el. Deci timpul trecea oarecum amestecat și bine și rău, dar numai bine, de fapt. Că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Eu trebuia să trec pe aici. Altfel rămâneam încurcat. Încurcat, așa, adică treceam ușor peste niște adevăruri evidente, niște adevăruri mari. Și nu eram ca unul care nu știam, că atunci când nu știi, Dumnezeu ține seama de vremurile de neștiință. Dar când știi un adevăr și nu-l trăiești, deja pentru asta ești răspunzător. Și de aceea, și acum, mă rog Domnului mereu, Doamne, să-mi dai putere
ca să nu știu mai mult decât pot să trăiesc. Că atunci am răspundere mai mare și cuvântul lui Dumnezeu este clar. Dumnezeu n-a dat lucrurile încurcate, numai oamenii le-au încurcat, interesele lor, fie interese personale, fie interese de grup, de religii, da, interesele. Și Domnul Iisus spune că dacă cineva nu se leapă de tot ce are și de interes, de sine, să se lepede de sine și de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Nu, aici e un lucru, adică a deveni ucenic e un lucru și a veni la Domnul Iisus să-ți dea ceva, în bunătatea lui îl dă. El a iertat și pe slăbănogul care a venit să-l vindece de o boală trupească, dar i-a iertat întâi păcatele. El nu pentru asta a venit, dar Domnul Iisus a făcut o lucrare completă. Întâi cauza și apoi efectul. Că efectul tuturor bolilor este păcatul. Slăbiciunile noastre toate sunt datorită slăbiciunii cărnii, care este supusă roabă păcatului sau așa, adică moștenirea pe care o avem de la Adam. Zic, toate lucrurile lucrează spre bine, chiar dacă am plâns. Și am plâns mult. Vă spun, când se lăsa seara și stăteam acolo sub pătură în barată și era situația aceea. Plângeam și ziua, da. I-am la trecutul ăla destul de lung, anii aia care i-am trăit și acum să renunț așa de ușor și pentru ce? Da, era înfățișat o cauză măreață, lucrarea. Da, bine, Dumnezeu n-are mai multe lucrări pe pământ decât una singură. Zidirea bisericii nu are și alta. Nu se mai face și alta. Evanghelizările care se fac tot în vederea zidirii bisericii. Dar nu fiecare cu ceata lui și fiecare își zidește, cum se întâmplă și astăzi, se întrec în zidirea clădirilor. Câte clădiri mărețe se fac. Adică el ne vrea, s-a rugat ca să fim una. Și rugăciunea lui a fost ascultată. Dar acum cei care vor să fie una, ei sunt tot atât de ilegali pe pământ. Tot atât de trebuie să umble, că nu sunt înțeleși, spune Sfântul Apostol Ioan. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Ori biserica este zidită numai din copiii lui Dumnezeu, pe care lumea nu-i cunoaște. Deci nici biserica nu este cunoscută în adevărata ei față. În lume sunt cunoscute culte, religii, mii de religii, dar nu-i cunoscută biserica. Zice, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Nici Domnul Iisus n-a fost cunoscut. Evreii, zice, mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, spune Ioan Botezătorul. Nu că nu era cunoscut ca om. Ca om era cunoscut, că zicea, asta este fiul templarului, fiul Mariei, surorile și frații lui sunt printre noi. De unde are el atâta învățătură? Adică era cunoscut într-un anumit fel. Dar nu era cunoscut ca trimisul lui Dumnezeu, ca Mesia. Nu era cunoscut ca Hristosul, cum înțelegem noi acum. Nu era cunoscut, nu era recunoscut. Spun lucrul acesta pentru că este un adevăr mare. Eu acum am trecut prin multe lucruri, prin multe etape în viața mea, dar la fiecare am suferit. Am avut de suferit, fie din partea securității, fie din partea unor frați. Dar să trecem peste asta. Acolo, în colonie, primul Crăciun care l-am sărbătorit și despre care am mai vorbit, a fost... Mie mi-a venit o melodie și am pus-o pe sticlă, pe bucățica aia, pe ciobul acela, și zic, hai să facem o cântare de Crăciun, de nașterea Domnului. Da, hai să facem. Și așa mă bucuram când el era dispus să facem ceva în pace și în liniște. Și am început să scriem, dar cineva ne-a părât. Și atunci
ne-a scos afară din baracă și când ne-a scos, ne-a dus pe platou unde ne scotea la aer. A venit între timp mai mulți gardieni și au făcut percheziții la patul meu și la lui Dorz. Lângă mine mai era cineva care dormea și care făcea ciorapi. A desfăcut pătura, fire din pătură, și făcea ciorapi. Multe pături erau scurtate, că oamenii își făceau ciorapi. Le era frig. Și asta se pedepsea când se... A găsit cioburile de sticlă, două cioburi al meu și al lui Dorz. Eu le-am pus în pătură așa. Dar ei au desfăcut patul și au văzut cioburile de sticlă. A venit la noi unde eram acolo, zice, cine doarme în patul cu tare și cu tare, să vină. Am venit eu și cu Dorz. A cui sunt astea, cioburile astea? Ale noastre. Vă dați seama ce a făcut? N-am zis nimic. Haideți în poartă. În poartă înseamnă la administrație unde erau birourile. Am ieșit afară din curtea coloniei unde erau birourile și ne-a dus la comandant. Comandantul ia cioburile de sticlă. Ce ați vrut să faceți aici? Am vrut să facem o colindă. Da? Ia cântă, îmi spune mie. Erau niște note. Mii, două, am zis eu. Da, da, așa este. A tot știutor comandul, dar nu știa nimica. Deci vă dați seama ce ați făcut? Asta înseamnă că trebuie să vi se dreseze un nou proces. Dar, zice, eu nu pot să spun nimic, trebuie să ducem astea la politic, la comandantul politic, la securitatea coloniei. Și-au luat alea să le duc. Ne-a băgat înapoi în colonie, au rămas alea acolo și așteptam acum ce se întâmplă cu noi. Ne face iarăși un proces, ne condamnă iarăși și nu se comasau pedepsele. Asta după ce terminai pe aia, o luai pe aia de la început. Așa era legea. Și probabil cum au umblat, cine a umblat gardienii aia cu cioburile, că s-au șters. Că erau cu săpun și cu praf de dete. Dar alea se ștergeau repede dacă nu umblai atent. Și n-au mai avut corp de lict. În schimb, ne-au pedepsit cu 5 zile de izolare. Ce înseamnă izolare? Ce însemna izolarea? Te scotea din celulă, dacă erai la gherla, te scotea din baracă și erau niște încăperi undeva deoparte, în curtea coloniei, mici, în care te băga fără, nu era pat, decât seara îți dădea o plasă de fier, nu un pat, ci o plasă de fier care ți-o băga ca să te culci pe plasa aia. De la un pat, adică era o componentă a patului. Pe jos umed, nisip umed. Ne-a băgat acolo. Dar ce mai însemna izolarea? Că nu aveai dreptul la mâncare decât o dată la 3 zile. Dimineața dădea o cană cu apă caldă. Atâta. Și deci la 3 zile ne-a dat o dată de mâncare. Dar acum am spus lui Dorz, hai, am pierdut, hai să facem alta. Ideea și el o avea, dar de data asta nu aveam ciop de sticlă. Aveam o manta ruptă, că era decembrie, și în loc de nasturi aveam niște bucățele de lemn legate cu ață și aici găuri și de bucățelele de lemn ne încheiam, că așa erau nasturii, așa, trei bucățele de lemn așa. Am scos o bucățică de lemn din aia, din legătura aia și am făcut pe nisipul ăla de acolo umed niște portative și am scris melodia care a rămas și este tipărită și în cartea Cântările Evangheliei. Minunată-i noaptea sfântă. A fost mai potrivită, mai frumoasă decât cea care ne-a luat-o la comandant acolo. Și așa a rămas cântarea aceasta, primul Crăciun, prima sărbătoare în amintirea nașterii Domnului din colonia, din Periprava, din Grind. Am mai stat apoi în
colonie acolo în grind, 2 ani. Ne-au scos, că tot noaptea ne muta dintr-un loc în altul. Și ne-au dus iar la Bac. Iar am călătorit pe Dunăre și iarăși ne-a băgat, de data aceasta ne-au debarcat la Galați. Ne-au dus la închisoarea de acolo. Pe unii i-au băgat în celule, iar pe mine și mai mulți deținuți ne-au dus în biserică. Biserica din închisoarea din Galați, că avea o biserică mare, a fost transformată în închisoare. Dar nu erau celule, ci numai paie pe jos. Și acolo ne-au ținut câteva zile. Ceea ce m-a bucurat acolo a fost că era o chiuvetă cu apă. Ceea ce în delta n-am băut apă bună. Numai când aducea apă din Dunăre pentru uzina care dădea curent pentru iluminatul coloniei, aia nu mergea decât cu apă bună. Că au săpat în curtea coloniei multe fântâni, 1 metru și ceva, 2 metri, și ieșea apa. Dar o apă roșie, rea, nu se putea bea, dar dacă omul, și cu aia făcea și mâncare, ciorba și mâncarea toată ieșea neagră. Așa am trăit acolo. Și când venea și se întâmpla din escotea la corvoadă acolo la bucătărie, unde era și uzina lângă baraca noastră, venea câteodată cisterna cu apă din Dunăre și ne rugam să ne dea câte o gamelă de apă. Așa era de bună, apă din Dunăre, dar față de a care avem. Și când am ajuns în Galați, am dat de apă. Așa m-am bucurat că nu mă vedeam sătul nici de apă, măcar în delta acolo. Și am ajuns la Gherla tot noaptea, sau dacă am ajuns ziua, ne ținea până când se lăsa noaptea. Și iarăși ne-au dus înăuntru, în Gherla, închisoarea de bază. Aici ne-au dus apoi în celula 11, tot la parter, mai mulți în celulă, între care era și un evreu, pe care l-am cunoscut în colonie, dar în colonie el era la muncă și îl vedeam numai așa, când ne scotea la număr, când ne scotea în fața barăcii. Goldstein îl chema. Mai erau vreo 2-3 evrei închiși, nu știu pentru ce. Goldstein avea o figură așa, chiar de evreu. Era așa, își băteau joc de el ceilalți deținuți, și mai ales că era evreu. Și eu stăteam și gândeam și nu mai erau alți frați, Dorz era. Dar Dorz stătea departe, cu patul. Și stăteam la patul meu acolo și meditam, compuneam cântări încet și Goldstein s-a apropiat de mine. Domnul Moldoveanu, vreau să mai stau de vorbă cu dumneavoastră. Da, domnul Goldstein, pentru ce ești închis? Și în fine mi-a spus el că eu am fost nu știu ce capitan în armata engleză și nu știu ce. Spunea el, parcă puteai să controlezi. Și am spus, domnul Goldstein, mergeați la sinagogă când erați... De unde sunteți deloc? Păi zice, din București. Dar m-a lăsat nevastă mea, pentru că s-a căsătorit cu un securist. Și zice, așa am intrat eu la închisoare. Dar de origine sunt din Odobești. Din Odobești. Zic, uite, eu sunt din Tecuci. De lângă Tecuci, Odobești, lângă Focșani. Mai mergeați pe la sinagogă? Mergeam, domnule. Și cum? Deci îmi plăcea și mie. Știți vreo cântare de acolo? Da, domnule, știu. Ia cântați-mi și mie. Și îmi cântă el așa o cântare evreiască. Mi-a cântat-o și am învățat-o. Și eu i-am pus niște cuvinte cu Domnul Iisus.
Când a auzit el asta, vai ce frumoase sunt și cuvintele Domnului Iisus și cu suferințe și cu... Și atunci am început să-i spun despre Domnul Iisus. Domnul Gornstein, toți suntem păcătoși. Ce facem cu păcatele noastre? Unde ne ducem? Cum se rezolvă problema asta? Și am vorbit despre Domnul Iisus, că El este Mesia, că El a fost trimis de Dumnezeu pentru ca să rezolve problema păcatului și să ne, să, și cum s-a încărcat El cu păcatele noastre, cum în Egipt mielul a fost simbolul mielului. În fine, ce i-ai fi spus eu, că i-am spus multe. Nu, domnule, deci asta nu pot. Îmi place să stau de vorbă cu dumneata. Îmi plac cântările, că i-am cântat mai multe așa. Dar, zice, asta nu pot să admit. N-am stat prea mult, că într-o zi iarăși mișcare. Ce s-a întâmplat? A venit un decret și s-au eliberat mulți. Era anul 63 și parcă și Gornstein a fost eliberat. Eu am rămas mai departe, încă un an jumate am mai stat. Era la începutul ianuarie 63 când a fost această eliberare. Apoi a trecut și anul acela, dar ne-am mutat din celula 11 în celula 56 la etaj. Când acolo, pe cine întâlnesc? Pe Richard. Când ne-am văzut, am început să ne povestim acum. Mai erau și niște frați. Și Richard așa s-a bucurat și noi la fel. Erau mulți martori în celula aceea, erau doi stiliști, erau adventiști, reformiști, erau numai religioși. Și stăteam de vorbă cu Richard în fiecare zi și un frate Condruz, tot din oastea Domnului, și un frate Chișu, tot din oastea Domnului. Chișu a venit mai târziu, am vorbit despre frângerea pâinii. Zice Richard, hai să facem frângerea pâinii. Dar cum putem să o facem aici? Că n-avem vin. Pâine avem, uite. Păi zice, știi ce facem? Bucățica aia de marmeladă o dizolvăm în cana de apă și aia e vinul. Parcă ce? Eschimoșii, zice, ei au vin. Ei zice să ei fac frângerea pâinii cu untură de focă și cu carne de urs. Avea soluții la orice. Da, și aia ne retragem acolo în colț și am făcut frângerea pâinii de două ori cu fratele Condruz și noi trei. Atunci ne-a scos într-o zi și ne-a dus jos în holul și acolo am văzut un ecran. Ne-a dus la un film. Ce înseamnă asta? La film? Era deja o perioadă de dezgheț și voiau să ne reeduce. Ne-a arătat un film, Procesul Maimuților. Era un proces, unul care susținea că omul e venit din maimuță și unii care susțineau că omul este creatura lui Dumnezeu. Și dădea, sigur, discuția aceasta, era un film așa cu tentă ideologică, materialistă. După filmul acesta, a doua zi, comandantul vine prin celule și se întrebe ce impresie au avut deținuții despre filmul ăsta. Și vine și în celulă la noi. Ei, ați fost la film? Am fost, când ne-o scos cu forța. Ce ziceți? Ei, mă, vedeți că omul așa și așa. Dar Richard se ridică. Zice, domnule comandant, îmi dați voie să vă spun că eu cunosc pe artistul care a jucat pe cel care apăra ideologia materialistă. El, zice, nu era așa. Zice, și să vă mai spun. Și a început să-i spună. Domnule, ce ești dumneata? Sunt pastor. Și, domnule comandant, să știți că... Așa, și a început să-i spună despre Domnul Iisus Hristos. A plecat comandantul repede de acolo. Ei, dar după câteva zile, Richard a fost scos. A fost scos și dus în camera preoților. Celula preoților era vecină. După aia ne-a mutat și pe noi, la alt etaj mai sus. Dar cântările veneau.
trecusem de 250, în fine, mergeam mai departe. Ne-am mutat și din celula 103, ne-am mutat înapoi 66 și așa ne-a tot mutat în celule până când într-o zi am ajuns într-o celulă unde l-am întâlnit pe Vasile Moisescu. Ați auzit de el și acel cu piramida. Un frate bun. Avea așa o bunătate de... Era ca un copil. Dar avea și el cu o învățătură cu piramida. Și acolo în celulă avea o haină de deținut, dar din petece, și spatele era dintr-un postav închis, rupt și era, dar putea el să scrie cu săpunul și tot făcea socoteli. El zice, ce zici despre asta? Zic, eu nu mă pricep la matematică, mai ales, nu mă pricep. Ei, zice, nu te pricep, e adevărat. Zice, nu pot să-ți spun. Dar acolo... Ce susținea dânsul? Că piramida ascunde în ea niște taine despre venirea Domnului, despre mai multe lucruri. Nu le pricepeam. În ce biserică provenea? A fost la Tudor Popescu întâi, Carol Davila, a fost student teolog și nu s-a mai făcut preot, că s-a pocăit. Apoi cu Panaitescu, dacă ați auzit, și au scos o revistă, Betania, și o carte de cântări, Cântările Betaniei. Era mult mai în vârstă, asta prin anii 30-31, așa ceva, cu Panaitescu împreună. Și a fost un timp și profesor de greacă, că știa limba greacă, învățase la teologie și era un om foarte deștept, foarte deștept. Ei, dar avea cu piramida și el. El a scris mai multe cărți și într-o carte a scris ceva împotriva comunismului. Pe baza acelei cărți l-a închis și toți care erau în cercul lui au fost și ei închiși. Deci și cu Vasilică Moisescu. Apoi a venit anul 64, când s-a dat decretul și ne-a scos pe rând așa, ne-a scos din închisoare. Când m-a scos, m-a citit acolo de pe o hârtie moldoveanul Nicolae, fă-ți bagajul. Repede mi-am adunat traista mea ce aveam și era o zi cu ploaie, ploua, că dintr-un pavilion în altul m-a udat până la piele aproape. M-a dus în pavilionul 2, pe un coridor și gardianul, era un glob, un bec aprins în formă de glob și zice, stai aici. A intrat el, a spus că am venit și m-au chemat înăuntru. Erau doi civili. Am salutat. Cum te numești? I-am spus numele. Ce condamnare ai? 12 ani. Câți ai făcut? 5. Pentru ce? Pentru credință. Cum? Pentru credință? La noi în țară nu se condamnă nimeni pentru credință. Zic, eu nu mai știu ce să vă spun, dar scoateți dosarul și citiți. Trag ei un sertar de la birou, că era un birou de-a curmezișul camerei. Ești condamnat pentru propagandă religioasă prin cântări. Păi asta e credința. Ei, zice, să lăsăm lucrurile acestea. Partidul și guvernul a hotărât ca să te grațieze de restul pedepsei, numai să nu mai faci. Vă așteptați sau a fost o surpriză? Așteptam, că vedeam mișcări și oricum se mirosea așa. Dar nu eram sigur de nimic. Și zice, partidul și guvernul a hotărât ca să te grațieze de restul pedepsei, numai să nu mai faci. Nu venise încă Ceaușescu la putere, nu? Păi era în 64, nu venise. Era Gheorghe Udej. Și, păi zic, dar de ce să mă... Că zice, te aducem iar. Dar de ce să mă mai aduceți iar? Lăsați-mă, că de-abia m-am obișnuit acum aici.
ca să o iau iară de la început cu ancheta și cu... Mai bine lăsați-mă aici și să-mi continui pedeapsa. Și când o fi să scap, scap. Ei, zice, au fost alte timpuri atunci. Ești liber, du-te pe coridor înainte la magazia de bagaje. Și așa mi-au fost. M-am dus, am stat la rând acolo, că erau mai mulți. Mi-au găsit bagajul, valiza, am luat valiza și a spus să mergem în popicărie. Era o popicărie transformată, puse, făcute mese ca să își calce oamenii hainele, că de ani de zile, stând în, înghesuite în treiste și au, sau în valize, așa să nu apară ca de la etuvă. M-am dus acolo, m-am dezbrăcat, adică trebuia să dau hainele astea din închisoare, trebuia să le dau în primire, le-am dat acolo, dar erau mesele cele unde se făceau, se călcă. Mi-au călcat așa un pic sumar pantalonii, haina, cât o putut să o calce, dar aveam pălărie. Pălăria mea a fost pusă deasupra peste haine în, în valiză. S-a făcut turtă, era plată acum. Ce să fac cu pălăria aia? Cum să o pun în cap așa? Eram de minune. Și atunci fratele Condruz, ăsta despre care am mai vorbit, și cu fratele Chișu, că am ieșit odată, mi-a luat pălăria și mi-a călcat-o. Acum vă puteți închipui cum se calcă o pălărie. Și... am pus-o în cap, arătam slab de tot, slab, slăbisem, numai oasele erau de mine. Am și acum o poză de atunci. S-a terminat, m-am îmbrăcat cu hainele, acum ne-a spus să așteptăm, am așteptat noaptea, iarăși tot noaptea se făceau mișcările. Ne-au încărcat într-un camion, gardienii, și au mers cu noi la gară în Gherla. Ne-a dat bani să ne scoatem bilet, fiecare une. Și am scos bilet și ne-au lăsat. Au plecat ei și ne-au lăsat pe noi în gară, în Gherla. Am așteptat trenul care venea mai spre dimineață. Am stat acolo, am ieșit, m-am plimbat. Liber, numai sunt gardiene pe lângă mine. Am văzut un câine. Pentru prima dată am văzut și eu un animal. Și parcă mi-era drag de el, că nu mai văzusem animale, nu mai porumbei văzusem la geamuri. Și dimineața ne-am urcat în trenul care trebuia și am ajuns în gară la Teiuș. Aici trebuia să schimbăm și să luăm alt tren. Și acum erau mai mulți care veneau. Când am ajuns în gara Războieni, înainte de Teiuș, este o altă gară mai mare, era un adventist care se lăsase de adventism și primise cuvântul Domnului așa. Noi am stat atât de mult de vorbă și era mai bătrân. Frate moldoveanu, așa mă bucur, învățase și el cântări. Și am venit cu el și cu alții și s-o dat jos în gara Războieni. Și în gara Războieni a întâlnit pe cineva, trenul sta mai mult acolo, și a întrebat de nevastă sa și murise. Și s-a urcat înapoi în tren la mine. Parcă, nu știu, plângând, frate moldoveanu, a murit nevastă mea. Când am auzit asta, așa m-a lovit. Cine știe ce mai găsesc eu acasă? Și l-am încurajat și eu, cum am primit din partea Domnului pe acest frate adventist convertit. E primul adventist care la stările noastre de vorbă îndelungi din celulă, el a acceptat adevărul. Adventist reformist. Și nu numai așa, ci convins că știa Scriptura, făcea o, așa, corelații între texte și în fine. Am ajuns în gară la Teiuș, dar pe drum, așa, în vagon, era și un maghiar, un baron. Domnule, zic, să ajung la Sibiu, nu știu cum o să fac, că
Nu știu cu ce o să mă duc eu de la gara până acasă unde stăm. Zice, domnul Moldoveanu, uite, eu am avut 30 de lei, vă dau și dumneavoastră un leu ca să aveți de tramvai, că erau tramvaiele atunci, și mi-a dat un leu. Când am ajuns în Sibiu, ce să fac, să mă duc, vreau să dau un telefon întâi, dar dacă nu mai găsesc pe nimeni acasă. Și dau un telefon la o familie care a stat aici în casă, dar care s-a mutat. Și știam numărul de telefon, avea 1009. Era un număr ușor de ținut. Dar nu aveam 25 de bani și am schimbat leul acela și am dat să formez numărul. Când am băgat, au început să curgă monede de 25 de bani. Vreo 4-5 monede a curs. Așa m-am și speriat de ce vin banii ăștia. Am bine, am format numărul și întreb, Casa Brâncuș? Da. Răspuns un glas de femeie. Era sora nevestii. Zic, aici este Moldoveanu. Da, Nenea Liță. Îmi spunea Nenea, de la Niculiță, Nenea Liță. Zic, ce face nevastă? Mi-a zis, ia acasă, e bine. Și fetița Daniela, și ea. Zic, vă rog, dacă puteți să mergeți și să spuneți, dar spuneți într-un fel ca să nu se provoace un șoc. Da, vai, dar au strigat ea de bucurie. Și atunci am luat tramvaiul și am venit. Acasă era ușa deschisă. Și nevastă mea era acolo, se ținea cu mâinile de ușorii ușii, de emoționată. Și așa a fost eliberarea mea.